Bună seara! Bună seara, colegi! Bună seara, oameni dragi! Vreau să vă mulțumesc și să vă spun că mă bucur că v-ați adunat aici la ora 19.30, știind că începe podcastul live Cârligul lui Gagiu. Mă bucur și mai tare dacă ne dați un like, share, follow live-ului nostru, paginii noastre și ce să mai. Îmi face o deosebită plăcere să am onoare să fiu de fiecare dată lângă mine cu oameni frumoși și oameni deosebiți cu care să discut despre mine, despre ei, despre partidele noastre de pescuit și, de ce nu, chiar și despre voi. Astăzi este un prim episod al acestui nou proiect al meu, în care vreau să vă prezint omul care și-a pus amprenta în dezvoltarea mea profesională în domeniul pescuitului sportiv și pentru care port un respect deosebit. Acesta este nimeni altul decât Emilian Paraschiv. Și după cum îl știu mulți colegi pescari de-ai noștri, sub porecla de Mătușu, datorită faptului că el îmi este și rudă, unchi, mai exact, de unde Mătușu? De la supranumitul Cătălin Borcan, un pescar de excepție în carfishingul românesc, cu un umor nemai întâlnit atunci când consumă aproximativ 200-300 de beri pe malul lacului. Să revenim la Emilian, un pescar deosebit cu rezultate excepționale dobândite în decursul anilor și multiple competiții în carfishingul românesc, dar și extern. Pentru cine nu-l cunoaște, cu siguranță va fi o plăcere să facă în această seară, în acest podcast. Îmi mai face o deosebită plăcere să-l am lângă mine și pe Teodor Balea, primul meu coechipier dintr-o competiție crapistă oficială. Pot spune că este chiar un capitan bulănos. De ce asta? De ce bulănos? Pentru că a participat cu mine numai la competiții unde s-a câștigat și s-a încasat. S-a încasat frumos, ce-i drept, pe buzunarul nostru. Le-a trecut la pierderi pe cele la care nu a participat. Ce să mai, așa este el, mai norocos, îi place. Bineînțeles, nu o să stăm de vorbă pe purta goală și am ales să degustăm câte o bucată aleasă cu gust și cu multă savoare din bucătăria unicului restaurant unguresc din București, și acela fiind restaurantul Duna. Asta înseamnă că nu ne limităm numai aici la mâncare și începem și o mică degustare de vreo 2, 3 sau 10 sticle cu vin. Sticle cu vin de la partenerul nostru oficial Vinarte România, prezentate de somelierul nostru, Bobby. Unde este Bobby? Bobby! Bobby! Te rog! Care, bineînțeles, se potrivește perfect cu un grătar de vită Black Angus, special gătită de noi și pentru noi în această seară de șef Manole de la Casa Angus. Bineînțeles, vi-l prezentăm pe Bobby, somelierul nostru. Bună seara! Bună seara, Bobby. Bine v-am găsit! Bine te-am găsit și noi, Bobby. Numele meu este Bobby Stănilescu, sau bețivul de servici, spus și somelier. Și pentru că o seară specială, eu v-am adus în seara asta câteva sticle de vin. Vin de la prietenii noștri, de la Vinalte, un vin roze, Roza de Sâmburești, Nedea și, bineînțeles, Castel Bolovanu. Dar pentru că în seara asta vom avea vită, o să ne axăm mai mult pe vinul roșu, pentru că vinul roșu se asociază foarte bine cu vita. Și am ales un Cabernet Sauvignon. Cabernetul Sauvignon, Castel Bolovanu. De ce Castel Bolovanu? Este foarte simplu. Numele vinului vine de la solul, de unde vine el, un sol bolovănos. Și atunci mi s-a spus Castel Bolovanul. Vinarte, o cramă oltenească, care de mai bine de 20 de ani aduce pe piața românească vinurile premium, vinuri de calitate, multe dintre ele deja devenite istorie, prins Mircea, prins Matei, un alt vin acum mai nou este Blanc de Noir, vin alb vinificat din struguri roșii. Dar noi o să vorbim despre acest Cabernet Sauvignon, pe care vă invit să-l degustați împreună, sau să-l degustăm împreună. Un Cabernet Sauvignon foarte corpulent, deși partea asta de Oltenia este cunoscută în special pentru un soi românesc 100% negru de Drăgășani. Uite că dă și niște soiuri internaționale, cum este Cabernetul Sauvignon, un vin care ne povestește destul de multă istorie,
O să găsiți aici niște arome deosebite. În primul rând, aromele de mure. Iar când se deschide, o să găsiți acolo ciocolata. Să vedem dacă... Culoare rubinie. Cum îi stă bine unui Cabernet Sauvignon. Mulțumim frumos, Bobi. Noroc, băieți, noroc la toată lumea. Și cum spus, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Sante. Doamne ajută. Mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc și eu pentru prezență. Bobi, spune-ne cu ce te mai ocupi tu în afara faptului că știi să prezinți foarte bine un vin și ești și sommelier. Da, ce să vă spun, cum... Mie îmi place să spun ca un fel de sintagmă așa a mea. Sunt un om destul de adică un om fericit pentru că am trei pasiuni în viață. Au fost pasiunile mele dintotdeauna. Prima pasiune a fost pescuitul, din cauza asta mă și aflu între voi. A doua și celelalte două pasiuni este vinul. Și de-aia umblu cu Talanda după mine, iar pe cartea de muncă... Și una scrie, puțin periculoasă. Da, scrie bețiv profesionist. Și a doua și a treia pasiune, sau cei mai mulți care mă cunosc, mă asociază cu un anumit, să spunem, brand. Se cheamă Bobi Custom Knives. Sunt favoritor de cuțite custom sau cuțite unicat. Pe care cu siguranță le vom prezenta într-un viitor podcast al nostru. Da, nu o să intrăm foarte mult în amănunt, o să las un pic suspans pentru că într-o ediție viitoare o să fiu alături de Andu într-o emisiune dedicată acestor cuțitașe pe care eu le fac și pentru din cauza acestui fapt nu vreau să intru foarte mult în... Te înțelegem și pe tine. E pentru prima oară la mine în emisiune, da, prima emisiune, prima lansare. E prima emisiune aici. Sunt emoții de partea, din partea este tuturor. Este prima emisiune. Da. Dar, ce să vă zic, vă urez mult succes sau ție îți urez mult succes. Doamne ajută, mulțumim frumos la toată lumea. Ceea ce ți-aș putea ura eu acum ar fi cam așa, lasă-mă, pentru că eu fiind sommelier, sunt un fel de povestitor, știu, un povestitor al vinului. Și atunci eu spun așa, emisiunea asta... să ajungă să fie ce este Andu Gagiu, adică singur om din România care are toate cele trei titluri, care a dus pescuitul competițional la crab la un alt nivel. Este singurul om, dacă nu-l știți, e live, așa, care are cele trei titluri, național, european și mondial. No, acum ce doresc eu? Unele mai mici, unele mai mari. Să ajungi ca emisiunea ta să ajungă mondială. Doamne ajută, mulțumim frumos, cu mare drag. Mulțumim frumos. Îți mulțumim pentru prezentare, să le spunem oamenilor că o să avem și un cadou oferit din partea ta. Da, o să avem un cadou, o să avem un cadou. Eu am făcut un, pentru că este vorba de vin, o să fie un cadou dublu, pentru că este vorba de vin, și vinul nu se poate deschide decât... Din punctul meu de vedere, vinul este un produs aparte, care profesorul meu, Sergiu Nedelea, spunea așa, vinul este ca femeia, trebuie să ai grijă să te porți frumos cu el, să-l desfaci gentil. Și atunci o să ofer un tirbușon de la prietenii noștri, de la Vinarte, și un produs handmade. Nu este făcut de mine, este făcut în parteneriat cu un prieten al meu, William Willy, un tocător din Nuc, pe care acum vin sărbătorile, și cum zic eu, slănina trebuie pusă și apă ceva. Și atunci o să oferim un cadou frumos pe tocătorul acesta. Spre sfârșitul live-ului o să punem o întrebare. Fiți atenți, întrebare la care trebuie atenție să mare ne la ce am spus eu, că vă păcălește, atenți. Fiți atenți. Da, treia să fiți foarte atenți la discursul lui Bobi pentru a intra în posesia cadoului oferit de el. Bobi, îți mulțumim frumos. Vă doresc emisiune plăcută. Eu mă duc afară cu Manole că avem treabă, bem vin. La șef Manole de la Casa mergem, Angus. Mergem la Casa Sigur. Angus că avem treabă acolo. Te rugăm frumos. Cu drag. Mulțumim. Spor la treabă. Mulțumim. Bun.
După ce l-am cunoscut pe Bobby, cu acele povești frumoase ale sale, vreau să nu vă plictisesc prea mult cu cititul acestei introduceri, pentru că, sincer să fiu, nu am avut timp să-mi fac lecțiile așa cum mi-am propus. Vreau să vă readuc aminte să vă înscrieți la concursul oferit de Ivan Vasile Baboieru, concurs care este în derulare pe pagina noastră și se va termina la sfârșitul acestui podcast prin extragerea live. Bineînțeles, se știe deja că răspunsul vostru pentru acest început este acela prin a ne da un like, share și follow la pagina noastră și la acest live. Cam gata cu amenințările, eu zic că e timpul să-i cunoaștem și pe invitații noștri, pe cei ce ne urmăresc, așa că fire întinse la discuție. Bună seara, Teo! Bună seara, Emil! Bună seara! Bine ați venit la mine în podcast! Bine te-am găsit! Ideea este următoarea. Acest podcast și această emisiune va fi una deschisă, va fi o emisiune generală pentru toată lumea, pentru toate subiectele, nu numai acelea atinse despre pescuit, va fi și despre mâncare, va fi și despre băutură, va fi și despre pește, carne și absolut orice. Să începem cu începutul. Emil, tu ai fost primul om pentru mine care m-a învățat să leg primul cârlig din viața mea. Îți mai aduci aminte când am venit la tine la magazin, pregătit oarecum cu Teodor să ne înveți să legăm primul cârlig? Da, mi-aduc aminte perfect. M-ai sunat în prealabil, m-ai întrebat dacă poți să te ajut, vrei să mergi la un concurs. În sfârșit, sincer am zis, da, ok, treaba asta se mai întâmplase cu N persoane înainte și zic, ok, haide să vedem ce puteți. Unde este nivelul, ce... Să vă ce știți unde să vă îndrum. Ce vor să facă? Că au fost mulți care au încercat și s-au pierdut repede, să zic așa. Mai aproape? Un pic mai aproape de microfon. S-au lăsat repede. Da, ce pot să spun? Eu mi-aduc aminte o întâmplare foarte haioasă când mi-ai dat cărligul în mână. Mi-ai tăiat o bucată de gută din ce mi-aduc eu aminte. Corect. Și după ce mi-ai arătat tu cum se leagă primul cârlig, îmi pare rău că n-am luat un cârlig aici să vă prezint și vouă exact cum am început eu să leg primul cârlig. Zic, mă, dacă mă duc cu Teo la primul concurs, la prima competiție, suntem începători amândoi. Zic, hai să învățăm amândoi. Ce mi-aduc aminte acum despre Teo, cred că mai bine să vă zică el. Da, păi ce să zic, că l-am cunoscut pe Emil prima oară, vă dați seama, Emil fiind un fel de Messi al pescuitului. Noi deja îl căutam pe Google, pe YouTube pe vremea aia, vedeam filmări cu el, era ca și un idol pentru mine. Și când am ajuns la el acolo la atelier, ne-a dat să legăm, de fapt mi-au cam era un înaintaș, nu știu acolo dacă știu. Acolo ai tu camera, Teo. Era un înaintaș și îmi tremurau mâinile. Când m-a pus, Emil mi-a arătat prima oară, zice, uite Teo, uite Andu, așa cum se leagă, înaintașul de firul textil de gută și mi-au cam aminte când să leg prima oară, de emoții îmi tremurau mâinile. Îi tremurau mâinile și atunci am zis, zic, nu mai, gata, zic, e băi, clar. Nu-i de mine, mi-era și rușine, zic, băi, da. Nu-i de mine. Andu zice, băi, de început, hai că vedem ce facem. Vedem cum descurcăm noi. A doua zi avem concurs pe Măgura. Da, asta a fost primul impact. Primul impact, greu. Emoție maximă, totală, emoție mai mare ca și acum în primul live al nostru, da. Nu știu dacă ne descurcăm atât de bine, dar sperăm că ne înțelegeți situația. Nici o emisiune așa, să spun, live, practic. Da. Ideea care este, practic așa se începe pescuitul, pescuitul de competiție. Noi am vrut direct competiție, noi n-am vrut... Haideți să spunem că azi ai fost la pește, nu era prima oară în viața voastră când vă duceți la pescuit? Ne duceam la pește, dar ne duceam la pește cu monturi cumpărate de-a gata. Da. Eu cu Andu așa ne duceam. Corect. Păi asta v-am și întrebat. Eu între timp mai și degust ceva, că știți să... Să legăm, să... Montură, da. Să legați un ac, să... În sfârșit. La timpul acela, mai ales pentru Măgura, nu știu ce, nu mai rețin exact... Era apă rece, era frig, era martie... Nu mai știu exact... cum era concursul, adică cantitate. Ne învățai deci, să legăm clar, din ce mi-aduc eu aminte, chiar un cărlic cu pop-up sau, da. În sfârșit, Enterprise sau în sfârșit. Și atunci asta era de bază, bază că dacă nu știi să faci asta, nu ai cum să te duci la un concurs de pescuit. Și de acolo mai departe, toate cele.
Am sfârșit, da. Și am ieșit bine din concursul acela. N-am ieșit în premii, dar ne-am descurcat destul de bine. Undeva, da. Având în vedere că noi n-am știut toate regulile, nu eram foarte pregătiți, la sfârșitul concursului, nu vreau să dau nume de organizator. Nu mai contează asta. Nu are niciun rost, nu mai eram la început cu toții. Ideea e că v-a plăcut, v-a prins și de acolo a plecat lansarea noastră către competiție. Asta e important, că mulți încearcă și să pierd. Foarte curios sunt, dacă îți mai aduci aminte, când am venit prima oară după voi, erați la un concurs înscris tu, Nelu Căpitanu și Mirea Florin, la Sărulești, la baraj. Da, da. Am venit în vizită la voi, cred că era primul concurs oficial mai mare pentru mine la care participam ca vizitator. Da, da. Când am ajuns acolo și am văzut organizarea condițiile și da, de condiții. Da, niciun fel de problemă. Așa ți-am spus, Emil, poți să mă înscrii și pe mine în concursul ăsta, îmi doresc tare mult. Da, m-ai întrebat dacă poți să rămâi, practic, da. eram trei, concursul era de patru, deci nu era nici fel de problemă. Eu te-am întrebat, am zis că trebuie să ai un pat, să cumva că... Ai echipament, un pat, un scaun, ceva care să poți să... Nu puteai să stai 5 zile pe un scaunel sau eu mai știu... Exact. Și... Am plecat acasă, m-am dus, mi-am luat pat, mi-am luat de toate, am venit înapoi, am rămas la concurs cu voi la Sărulești, am participat cu voi, chiar avem și o poză acolo, Alex, de la Sărulești, mi-aduc aminte cu tine, da, asta este. Când voi deja erați... Care pește a fost mai greu? Nu mai știu exact aici din ăștia doi, dar știu că s-a prins foarte mult pește atunci. Am prins pește, dar eram în dezavantaj. Acum, cunoscând și eu termenii, eram într-un dezavantaj total atunci, pe apă mică, noi. Da. Era o vreme destul de rece, din ce mi-aduc aminte. Nu, la baraj nu neapărat, dar nu era pește pe zonă. N-aveam, peștele da. Era pe oala mare, în sfârșit, de alea pescuitului. Aici știu că eu eram obsedat. Fiind și primul concurs mai mare la Sărulești, mă uit la poza asta și mi-aduc aminte că am vrut să fac poze cu absolut toți peștii, dacă... Da, noi nu eram... Nu mai erați deja pasionați de poze cu peștii. La ce prindeam noi, îți dai seama că... Da. A face poze, nu se părea... Da, în sfârșit. Da, cam ăsta a fost începutul meu în competiție. Au trecut vreo 2-3 concursuri, după care mă duc foarte hotărât la Emil și spun clar... Să vedem dacă îți mai aduce aminte ce ți-am spus. Vreți să participi la campionat național? Da! Deja n-aveam niciun trofeu câștigat, dar aveam încrederea aia absolută. Sunteai că sus, eu pot da. Mai mult. Da, întotdeauna am zis, bă, eu pot mai mult. Și zic, cum ar fi să particip și eu la un campionat național? Da, m-am eschivat. Am zis, băi, stai un pic, că totuși e cam de vreme, totuși e prea de scurt așa, dar zic, hai să vedem care vor fi condițiile, ce se va întâmpla. Și conjunctura a făcut ca să participi. Da. Și chiar să și joci, să fii titular. Da, când am primit primul telefon de la tine, mi-aduc aminte, era undeva pe seară, te sunase pe tine Dan City. Eu nu... Un pic mai tare căștile la el și microfonul, dacă e mai aproape de tine. 2-2. Da. Cred că te sunase Dan City atunci, pe tine, primul, sau pe Vasile, pe Baboieru, să organizați un club, un grup prin care să participăm și noi la Sărulești. Noi încă nu aveam un club cu care să participăm. Clar că vroiam să participăm, vroiam să vedem cu cine, ce... Noi fiind eu cu Nelu, cu Vasile... cu Florin, era cu noi cu Mirea, eram deja un nucleu, să zic așa, un nucleu. Și a venit propunerea asta de la Dan, de la City, să participăm, dacă prin Sărulești... Da, prin lacul Sărulești. Prin lacul Sărulești și... Și m-ai sunat, mi-aduc aminte perfect, era seară. Andu, vrei să... Uite... Da.
dar să știi că s-ar putea să nu fii titular, că ești la început, normal, suntem... Era normal, nu știu. Era normal, corect, și n-aveam nicio pretenție, bineînțeles. Foarte bucuros am fost în seara aia. Chiar știu că i-am spus soției mele, zic, particip la campionatul național. Și ea zice, la ce campionat particip tu, mă? Zic, la campionatul național de pescuit. Zic, m-a sunat Emil, m-a invitat și sunt... Nu înțeleg foarte bine. Nu se aude bine sau ce? Spuneți. Puteți să-mi spuneți ce se întâmplă. Păi eu nu văd comentariile, nu am intrat în comentarii. Ah, mi l-ai pus tu, Alex, acolo acum. Am pus acolo ca să fie mai ușor de văzut. Nu mă preocup să ducem un rând mai mare de comentarii. Dar... Da, salutăm pe toată lumea, vă mulțumim frumos pentru participare, că sunteți alături de noi. Îmi cer scuze, dar fiind primul podcast, primul live, mai sunt și emoții, avem chiar... un monitor pe care să ne distribuie și nouă comentariile. Cei drept nu stau foarte bine cu privirea. Acum s-a ocupat Alex. Stres, Alex, stres, ca așa îi place lui. Spus că am fost stresat cu jocurile. Alex Alexandrescu, capitanul nostru. Da, Alex, îmi pare rău că nu ești alături de noi. N-ai vrut. Te-am invitat. Invitat de onoare ai fost. Data viitoare. Da. Să revenim la seara în care am aflat că voi participa la campionatul național. Bineînțeles, eram de acord să accept absolut orice poziție, da, și însemna normal, într-un normal, grup, aveai, într-un club de pescuit. N-aveai istorie, n-aveai... Nu știam nimic normal. De ce să mint. Da. Învățasem să leg niște cârlige. Da. Între timp, până să înceapă campionatul național, au mai fost niște concursuri, chiar și pe la Corbu, și tu ai participat cu Vasile, da, ai fost și da, cu mine, și atunci am zis, este ok, nu mai trebuie să mai căutăm alte persoane, ăștia care suntem bine așa și mergem așa. Da, legați o chimie deja între voi. Păi nu neapărat o chimie, cât... Am văzut potențialul. Potențialul lui, da. De la început a fost foarte... E problema. Da. Că... Una e să vorbim și una e să ne vedem la joacă, cum ar veni. Da, clar. Pe teren, mai clar. Exact. Da. Da. Într-adevăr, a fost o plăcere absolută pentru mine pescuitul când am văzut ce înseamnă. Mi-a plăcut foarte mult la Sărulești. Acolo am și început tare eu, din prima. La Sărulești, alături de voi, un concurs mare... Un concurs unde, sincer să fiu, am mai văzut asemenea condiții de campare și astea poate doar la Balaton, la IBCC Balaton, la campionatul mondial în Africa. În Africa, da, mai era. În Serbia chiar și acolo a fost organizat foarte, foarte, la un high class, ca să zic așa. Ca și o asimilare între ce s-a întâmplat ție și ce mi s-a întâmplat și mie, același lucru am simțit-o și eu la Sărulești. Eu am fost în vizită. Apucasem să merg la un concurs pe Moara Vlăsiei, atâta singurul concurs care apucasem să merg în toamnă și tot în aceeași perioadă a fost un concurs organizat la Sărulești. Pe timpul ăla veneau foarte multe echipe din străinătate și a fost... scuze puțin, văd un comentariu de la Arhip Andrei. Ba da, Andrei! Am luat cupa la Auto Total, dacă ți-aduci bine aminte. Cu Alex Alexandrescu, care văd că pe acolo, văd că dă tot comentarii. Cu Antonius Roman, care chiar ne-a oferit narghilea de la Arhucac, făcută de el. Chiar livrează narghilele, arome foarte bune. Asta în ciuda lui Alex Alexandrescu. Și dacă îți mai aduci tu bine, Andrei, aminte, când... Îl sunam pe Emil, ți-a zis aminte, eram pe standul 16, da, la Auto Total, la Corbu. Primul concurs oficial, ca să zic așa, pentru noi mai deosebit, mai mare. Prima dată când m-am întâlnit cu un lac mare, Corbu, Corbu eram la început. Și pe dreapta aveați mâlul foarte mare. Da, aveam pe dreapta mâl mare și pe partea stângă era undeva într-o zonă de la vreo 140 de metri, cred că ajungeam atunci, nu... Era destulă pentru noi cât prindeam pește
și ne-ai învățat atunci să facem un rig puțin mai lung decât îl făceam noi. Noi îl făceam de 15-20 de centimetri, cred, și ne-am dus în 30-35 de centimetri, cred că atunci. Da, și am început să prindem pește, chiar pește mare. Chiar și de pe mul. Da, da. La concursul la SRFR Arhipandrei, unde noi am câștigat, cred că am cupa de la Auto Total, da, o am aici, am câștigat locul 2, parcă, sau nu mai știu, Andrei m-a zis tu? Locul 3, locul 3. Locul 2 sau locul 3? Locul 3. Da, ați pierdut la... Cantitate mică, da. Da, puțin da, nu mai mi-aduc aminte, exact. În ultima oră a prins un pește vecinii, ceva de genul, nu mi-aduc eu aminte, mai bine ca voi. Eram da, singuri, Alex, exact, singuri. Eram singuri acolo, corect. Singuri împotriva tuturor, noi și Rapidul. Da. Da, și aceeași chestie am avut și eu ca și sentiment atunci și ceva mi s-a părut foarte, foarte frumos. Am fost în vizită, am văzut foarte multe echipe, steaguri. La Sărulești. Da, mi s-a părut ceva așa, wow. Și a zis, băi, la anul vreau să particip și eu aici. Era plantat, cu plantatul chiar ne descurcam din pescuitul la plăcere anterior, făcuții cu ani în urmă. Și în anul următor, în primăvară, am participat și chiar am câștigat. Așa s-a nimerit, să zic așa, în sfârșit. Și de acolo și eu. Cu cine ai făcut echipa atunci? Cu Nelu, cu Vasile și cu Florin. O, echipa de aur, păi, ca să zic așa. Salutăm și ăștia eram și care noștri. Mergeam la plăcere, să zic așa, sacoșe, mai exact. Da, da. 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 Sincer să fiu, ce timp avem, Alex, acum, că aș vrea, am niște întrebări speciale pentru invitații noștri. Am, sincer să fiu, am făcut o rubrică de întrebări cheie, o rubrică de întrebări surpriză pentru ambii invitați din seara aceasta. Acum nu știu cu cine să încep, cu Teo, cu Emil. Pentru Emil aș avea mai multe de pus. Cu ce vreți să încep cu voi? Am niște întrebări surpriză și am niște întrebări cheie. Cu care vreți să începem? Indiferent. Și mie la fel. Sunteți pregătiți? Ce vrei tu? Sunteți pregătiți? Da, clar. Hai să încep prin a vă cunoaște și hai să încep cu Emil. De la ce vârstă a devenit pescuitul pentru tine o pasiune? Cred că după armată, exceptând pescuiturile alea care le faci în copilărie, pe cocioc, pe la iore, trestie, la trestie, bărți, la o râmă pe lângă mal, la o regină, la, în sfârșit. După armată mergeam frecvent cu un prieten al meu, Dumnezeu să-l odinească, nu mai este printre noi, cu Pepe, să-l îl chema, și mergeam mai mult la un grătar, la un șpriț, la nu știu ce, și cu o undiță. La un moment dat am fost cu el la o baltă unde apa era foarte mică, adică gen până la genunchi, 30 de metri, 40 de metri și nu, cu undița chiar nu aveți ce să faci acolo. Am fost toată, am fost de două ori. Cam ce vârstă aveai tu atunci? 21, 22. Deci puștan. Pe acolo. Aveai permis, aveai mașină? Nu, n-aveam. N-aveai? N-aveam. Deci depindeai de cineva să mergi la pește. Da, păi mergeam cu el, dar mergeam nu neapărat pentru pește, mergeam strict pentru un grătar, un șpriț. Erau de-astea de dimineață până seara sau maxim până a doua zi. 24 de ore. Da. Cine a fost primul om care ți-a pus lanseta în mână? O mulinetă, o lansetă, păi un băț? Pepe? Păi el. A, el. Că ce s-a întâmplat la un moment dat? El pescuia la lansete. Pe sfârșit, ți-am spus, ajunsese la balta asta. Cătă, te rog, poți să dai căldura un pic mai încet? La Cășcioarele, mai exact. Poate lumea știe, cunoaște balta. Și la un moment dat, cât să mănânci, cât să bei, te plictisești. Nu, dacă corect. Nu mai aveam și eu o activitate cu undiță acolo să mă distrez. Și am spus, băi, nu mai merg. În sfârșit, dacă vrei să mai merg cu tine, l-am condițat într-un fel. Zic, am și mie două trilanse la taică, tu că vrei altă... Apoi niște germine mai exact. Zic că nu... Ce să... Mai merge să tu le arunci, zic, tu le arunci, stai pe scaun, bei, șpizi, nu știu ce, te uiți la alea.
e altceva. Cu eu cu aia nu fac nimic, stau. Și mi-a luat, mi-a dus trei la sete. Întâmplarea a făcut ca să și mănânce peștele perioada aia când am fost. Am prins trei ciortani, undeva între 2 kg și 3 maxim, și câțiva carași. Plus scăpați câțiva ciortani, nu mai contează, dar deja... Era adrenalina. Adrenalina era... la ciortanii a fost da. Maximă și păi a fost startul. Deci să înțelegem că asta a fost o partidă de pescuit la sacoșă. Sau... Da, timpul ăla era da. Sacoșă. Și după câți ani de pescuit la sacoșă, ca să zicem așa pe românește, plăcere, ai trecut la următorul nivel și acela fiind competiționalul de catch and release și ce te-a îndemnat să faci pasul ăsta, să treci de la sacoșă la catch and release, la competiție? Da, eu simțeam o adrenalină, aveam adrenalină și la sacoșă gen, să spunem așa. Mulțumim frumos, Mihnea, mulțumim. Cunoscutul pe Vasile, adică deja eram prieten de ceva timp. El a fost primul care a participat la o competiție de asta, la un concurs, practic. Și a fost foarte impresionant, cu toate că nu a fost o experiență foarte plăcută unde a fost, nu vreau să dau acum nume de băl sau... Corect. A fost o experiență plăcută și a încercat să ne transmită și nouă. Mie și Lunelu, mai exact. Nu aveam încredere în... Adică noi vedeam concursul de pescuit, îl asimilam gen, dacă nu ai boilies-uri, dacă nu pescuiești cu boilies sau eu și mai știu cu ce, nu ai nicio șansă la modul ăsta. Asta era nivelul la care de gândire la momentul respectiv. El fiind cum Mitrănescu, că până la urmă trebuie să dăm și niște nume, pescuind la mămăligă, a spus domnule, se poate prinde și cu mămăligă, este foarte ok, și a pescuit la mămăligă într-un concurs. Și de acolo a plecat totul, am zis hai să încercăm. Am fost la primul concurs, ți-am spus, în toamnă, în Moara, la Moara Brosiei, unde nu am ieșit chiar rău, chiar cu Vasile am fost, nu am ieșit chiar rău, numai că tehnica de aruncare nu era ce trebuie. Ca și unul care merge la plăcere și așa mai departe. Nu erau mișcările corecte și așa mai departe. Ideea este că am prins despre ce este vorba, că trebuie să ajungi la o anumită distanță undeva, da. Ele ca să faci diferența cu vecinii și așa mai departe. Îți mai aduci cumva aminte care a fost primul concurs câștigat și ce ai simțit în acel moment când ai ridicat primul trofeu în mână? Primul concurs nu câștigat. Primul concurs a fost după concursul ăsta din toamnă, a fost în primăvară, tot la Moara Vrăției, unde am fost cu Nelu și cu Florin. Și deja perfecționasem puțin, adică puțin mai mult, că era undeva diferență de 30-40 de metri minim în aruncare. Și am pescuit pe standul 5 la momentul respectiv, nu spunea nimic atunci la timpul la standul 5 și am ieșit locul 3 acolo, deci am prins podiumul, după care a urmat Sărulești, care ți-a povestit mai devreme, adică a fost așa un boom. Deja noi o trecusem la business. Se încasa. Se încasa la socoteală deja. Și ne alegeam și concursurile în funcție de premii. Ce te-a făcut până în prezent să nu începi o afacere ce are legătură cu pescuitul? Ceva gen magazin, producător de nadă? Deși știu și bineînțeles că au trecut atâția ani peste noi, că ai propriul atelier de făcut boilesuri cu care ai și câteva recorduri obținute până acum. Unul pe cantitate, unul pe calitate, din cele ce le știu eu. Business este businessul, hobby este hobby. Eu am un alt business care zic eu că îl fac bine și n-am vrut să le, adică nu am vrut să le amestec. Trebuie să te dedici exclusiv businessului în sine. Dar ai avut ambiția să-ți faci o proprie bilă a ta? Eu, da, am chiar am
făcut-o, chiar am promovat-o, cât am știut noi și cât am putut noi la momentul respectiv, dar nu, business-ul nu costă în poate suna X și Y și ați comanda 5 kg, 10 kg. Business-ul este vorba de niște tone. Niște tone și ca să vezi niște tone, nu le vinzi pe anunțurile de mică publicitate sau pe Facebook. Da. Îți mai aduce aminte, scuze că te întrerup, Emil, îți mai aduce aminte, Teo, când ne făceam noi filmele noastre la început? Da, am vrut să povestesc asta. Am vrut oare să fac ce o paranteză. Bile își face Emil? Oare ce bile își face Baboieru? Sau ce bile, nu. Ce când bile găsim la Baboieru în magazin? Nu. Când am ajuns la Emil atunci cu legatul, am dus, zice, să vezi că e unchiul meu și o să ne dea ceva să prindem, o să-i batem pe toți la concursul ăsta. Deja zic, wow, ajungem acolo la Vasile, la magazin. Emil zice, băi, uite, vă iau niște prafuri aici, că e apă rece, să vă faceți nada. Nu uităm, mă uit eu la Andu la mine, ne dăm coate. Se duce Emil, ne arată cum se face nada, cum se leagă tot. Plec cu Andu de acolo și zice, băi, Jeanec, așa, ce, băi, Jeanec, dar nu ne-a dat nimic ce special. La Vasile în magazin am intrat, da? Vasile în magazin, da, Baboieru, Vasile Baboieru, bună seara. Și ce ne-a dat de păraf de acolo, de păraf? Și eu zic, băi, am văzut că ne-a dat din spate ceva, parcă era ceva din spate. De noi doi la început, când ne-a zis Emil, băi, mergeți la Babi, mergeți la Vasile, că vă dă el niște nadă. Și Emil a venit cu noi. Concurs. Și eu zic, mamă, ne dă Baboieru, ceva, ne da. Dă zic, să vezi că câștigăm concursul, aia specială. Concurs al nostru, da, ne dă ceva cu surprize, ne gândeam special. Noi că dacă îți dă vreo nadă... Îți mai aduce aminte când am venit la tine și ți-am spus că vrem și noi nadă și nu știu ce, că sunt nepotul lui Emil. Știu, și și ne-ai dat din magazin. Un wow kinder. Și ne-ai dat din magazin. I-ai zis soției tale lui Mari, dă-le... Da, și ne-a dat păraf de acolo. Zic, băi, păraf, tai, hai, mergem așa. Acum în premieră, Vasile află răspunsul nostru după ce am ieșit din magazin. Ia uite, bă, păst. Ce? Noi ieșim din partea lui Emil, prietenul lui cel mai bun. Și ne-a dat nada de asta din raft, mă. Și noi aveam și sticla de whisky pregătită în spate. Gândindu-ne mai că să voi dați deja că, cu alte bile, pescuiți da, cu altceva. Așa gândește toată lumea. Da. Corect. Da. Nu prea e ce să ascund, mai ales în cazul în care ești și producător și vânzător. Păi de ce aș ascunde ceva? Să dau eu cu ceva care nu dă nimeni? E, asta nu era merge, mentalitatea nu, noastră de începători, când am văzut că ne-ai oferit după raft, luați, băi, luați-le pe astea, tu foarte încrezător. Păi astea sunt, e tot ce trebuie. Mamă, păi ar fi și greu pentru oricine, să știi, nu doar pentru mine, ca să ascunzi, să pui la raft ceva și să vinzi... Noi așa gândeam atunci. Noi așa am gândit. Noi așa am gândit. Da, am venit cu o încredere absolută. Cu sine și ceea ce făcea după aceea când am făcut, le-am... aranj, da, am fost după aia la Emil și ne-a arătat cum și ce și cum. Cât să stea pe arc ceva, și Mămăliga în compoziție ceva, cu TTX-ul sau cu ce ne-ai dat tu atunci cu prafurile și cu alea și când le-am făcut și se desfăcea într-un fel. Și nu se desfăcea. Era clar altceva. Vasile, mulțumim. Pe tine te lăsăm la șpriț. Tu urmezi. Mulțumim frumos. S-a luat și un pește mare atunci. Am luat un pește de vreo pește mare, da. Da. Și aveam stânga, dreapta, mi-au ca aminte pe Alex Istrate și stânga și Dogaru cu el în echipă și dreapta și pe Mocanu. Adică da, pe Vlad, pe Vlăduț. Vlad Mocanu, da. Băiatul lui Bădică, fiul lui Bădică. Da. Cum știe lumea, da. Care a fost cea mai memorabilă sau cea mai frumoasă partidă de pescuit din viața ta? Probabil mai mult ca sigur, ai mult mai multe, dar măcar una cu care ai rămas cu ceva deosebit asupra ce s-a întâmplat în partida aia. Ceva frumos, ceva wow. Păi nu știu exact, au fost mai multe care... Bănuiesc că au fost multe, dar una care a fost cea mai deosebită. Nu știu, poate la Dori Pescu, că a fost wow în prisma cantității. Cu recordul ăla obținut pe Dori Pescu, cât ați fost atunci? Fost 2 tone 11 kg. Și am fost 100% că o să-l câștigăm. Adică eu cel puțin am fost 100% că o să-l câștigăm și am și... Salut Cătălin. E curios, Cătălin Borcan. Ce business are domnul Emil? Da, Cătăline, servicii funerare. Dacă ai nevoie, da. Apelează cu încredere. Îți fac reducere ție, nebunule. Salut, Marian Rădulea. Vă salutăm pe toți. Bun,
Mai continui cu Emil, Teo, pregătesc și pentru tine, am câteva întrebări și pentru tine. Cea mai urâtă partidă, în care ai avut multe ghinioane, în care nu neapărat că nu ți-a răspuns peștele și n-ai prins pește absolut deloc și poate până la sfârșitul partidei n-ai prins pește. Am avut o partidă la Moțoncu. Petcu, te salutăm și pe tine. Mulțumim că ești alături. Salut. La Moțoncu era cumva, adică acolo și cred că și acum tot la fel este sistemul în a-ți alege locul în funcție de ordinea tragerii. Și ai timp să te duci, să te uiți pe baltă, să zic așa, să înainte de a de tragere și așa mai departe. Ai și o hartă. În sfârșit, eu am ales un loc care putea să mă leg. Bine, am avut și ordinea mare, 25 din 32, mai foarte multe locuri. Era cu alegere? Da. Și am ales un loc care putea să mă leg de niște insule din fața mea, practic. Neștiind că mai este un stand cumva în dreapta, pe malul din dreapta, care nu era foarte departe, undeva la 100 de metri, care și acolo a fost pus stand. Și cel de acolo pescuia în fața mea, eu aveam o atropă, practic, de distanță pusă, să nu pot să depășesc atropa fiind undeva la 100 de metri, 100 de metri maxim. Dar era limita impusă sau aia da, ți-ai pus-o deci tu? Eu, nu, erau puse, erau, sunt atrope puse pe lac. A, balizat. Era lacul balizat. Balizat, ok. Da. Eu, neștiind că aia este pentru distanță. Și, efectiv, noi ne deam la cel de dreapta noastră pescuia peste 400 de nadă și noi nu aveam cum să facem diferența acolo, că trebuie să mergem mai aproape. Nu aveam cum. Și noi prindeam, pe exemplu, pe sectorul respectiv, 50 de chile, să zicem, la un cântar, el prindea 60 de chile. Noi prindeam 40 de chile, el prindea 50 de chile. Și tot așa, din cântar în cântar, din cântar în cântar. Nu aveam cum să facem diferența, nu aveam cum să te simți neputincios. Deși vroiai mai mult și era asta, clar da. Că... Păi nu aveai cum, că nu ne permitea să pescuim peste. Da. Când am pescuit, am sărit de baliza respectivă de la tropă, am zis că noi n-aveam voie să pescuim mai departe. E frustrant că nu mai are de unde să-ți vină peștele, practic. În stânga ai vecin, dar ai vecin, sus ai alt vecin în fața ta și nu ești oarecum limitat de ei. De unde ei... să mai îți vină pește, corect, de unde să-l aștepți, corect. Unde să-l aștepți și în sfârșit. Aia, deci mai rău decât o joacă la perete, ca o baltă mică cu o joacă la perete, da, mult mai rău. Mult mai rău, mai cobor, mai da, în sfârșit. Da. Și acolo, da, asta a fost frustrant. Chiar în ultima seară am plecat la hotel, adică n-am mai, am plăcat, am zis, n-are niciun sens. Care a fost... sau care este cel mai important titlu obținut de tine și crezi în același timp că te și reprezintă pe tine ca pescar și ca tot ce ai făcut până acum? Cel mai important titlu? Nu știu, prima oară mi s-a părut campionatul național. Primul campionat național care l-am câștigat împreună. Apreciez și o să rămân nu neapărat dator față de tine, dar mândru cu tot ceea ce am învățat de la tine, să fii sigur ce că voi rămâne toată viața. Ce mi s-a părut așa ceva wow la campionatul național, adrenalina care există acolo. Salut Ovi, mulțumim. Nu am avut-o la niciun concurs. Te salută și pe tine Ovidiu Ovi. Salut Ovi. Salut la toți băieții și la toată lumea care ne urmăresc. Vă mulțumim frumos și cred că puteți să ne acceptați și emoțiile și fiind primul podcast, fiind primul live al nostru, sper că ne înțelegeți. Încercăm să fim alături și de voi și de invitați și de toată lumea. Adrenalina care am trăit-o la campionatul național, indiferent că am ieșit bine sau că am ieșit rău sau cum am ieșit, adrenalina a fost aceea și cu toate că la un campionat național nu se câștigă absolut nimic ca și, nu știu, financiar, beneficii, bani, da, eu știu, mai ce. Dar după ce am ajuns în Africa și am obținut acel loc 3 împreună, de altfel. Vreau și eu cupa din Africa, te rog.
Nu de alta, dar scuze că te întrerup iarăși. Vreau să fac referire la logo-ul nostru, cârligul lui Gagiu. Cârligul este primul cu care prinzi peștele, practic. E primul impact. Da. Ăla îți aduce peștele. Da, avem și poza unde suntem împreună. Acesta este și trofeul de cârlig, care și logo-ul nostru. Te rog pe tine, Alex, să-l dai. Așa, mulțumim frumos. Logo-ul de la cârligul lui Gagiu este provenit exact din cupa obținută în Africa de Sud, unde împreună cu Emil am obținut chiar și locul 1 pe sector la noi, individual. Am câștigat și un loc 4 sau loc 5, cât am luat noi acela individual. Pe baltă, da. Pe baltă. Loc 3 mondial pe echipe. Un bronz mondial unde l-am avut capitan pe norocosul Teodor Balea. Da, pus a... Pentru că el a venit numai unde s-a încasat. Da. El a venit unde s-a încasat. Unde s-a cheltuit. Între ghilimele, da, nu s-a încasat. S-a încasat trofeul, s-a încasat și... performanță. Da, formal, performanță greu de atins în Africa de Sud și condițiile mai ales pe care le-am trăit acolo. Ziua și deplasarea a fost grea. Deplasarea, deja nu mai are rost să mai vorbim despre ea. O să vreau să facem o emisiune specială despre Africa de Sud. O să încercăm să facem loc aproximativ tuturor colegilor noștri. Clar, clar. Să putem să dezbatem subiectul Africa de Sud, campionatul mondial. Ca să nu mai zic de campionatul mondial din Serbia, unde a fost un eșec total pentru absolut toate echipele, toate loturile reprezentative din toată lumea. Când nu ai cu ce, n-ai marfă. Când n-ai marfă pe stand. Ne-a ascuns Bobby sticla de vin. Da. Vă mai servesc eu? Cum să nu? Emil? Să te ajut. Da, deci clar... Africa. Deci rămâne Africa. Dar știu că ați obținut și un record absolut la IBCC la Balaton, unde am fost împreună, dar separați. Împreună separați, da, corect. Da, ce să zic, ceva foarte frumos s-a întâmplat. Adică Africa ți-a... Foarte... Dar adrenalina care am avut-o în Africa nu se compară. Nu că Balatonul nu ți-ar oferi adrenalină maximă și în orice moment în care ți-ar pleca o lansetă, ți-ar crește pulsul instantaneu, că nu știi ce poate să fie la capătul firului. Și, dar pentru mine acolo, și prin cât am trecut... Și, avem un comentariu acolo, Teo, pentru tine special, dacă îl vezi. Sunt multe. Jos în colț ultimul, Constantin Florin. Da. Ce zice? Că nu văd, nu am ochelari. Nu bat până acolo. Ai înghițit baliza. Ai înghițit baliza. Ai baliza. Salut, Florin, salut. Ai înghițit-o acum la balata. Înghițit-o încă, dar... Acum, da. Boia, cred că am înghițit-o mai degrabă. Teo, între timp la Balaton, că a fost împreună și la Balaton, a învățat și ungurește. Da, încă nu, încă pentru altă dată ungurește. Nu-i momentul. Poate Bun. Pentru la anul. Teo. Da. Am o întrebare scurtă și la obiect pentru tine. Spune, Anduț. De fapt, nu știu dacă e o întrebare, cât ar fi o povestire din partea ta. Vreau să-mi povestești și mie și lui Emil, da. Că nu știu dacă i-am povestit lui Emil și, bineînțeles, și ascultătorilor noștri. Ia întâmplarea spune. De la Balta Măgura 9, unde eu eram complet echipat de ploaie, de ninsoare, da. De noroaie, de tot ce trebuie. Da. Și tu erai încălțat în Adidas albi. Albi. Și afară era furtuna. Furtuna, da. Și minus 7 grade și aveam și training alb pe mine, parcă. Ce să zic, o experiență, din astea înveți în general. Adică când ajungi acolo și îți dai seama despre ce e vorba... Până nu te frigi, ajungi pe baltă, zici, bă, bei un șpriț. Era primul nostru concurs. Da, da. Bei un șpriț, mănânci un mititel, noi așa ne-am dus. Să și prindem, de fapt, și pește, că asta era ideea. Învățați să legăm cârligul. Da, și cârligul, și înaintea, cred și tot ce trebuie. Cred că, dacă mi-aduc bine aminte, am legat vreo 40-50 de cârlige. Eram pregătiți de atac. Da, cu toate că era malul aproape, nu prea ajungeam pe malul celălalt. Era da, o... și deși Măgura Nouă nu era așa. Da, nu era așa departe, dar... Avea o distanță foarte mare. Emil ne-a dat un pont, zice, băi băieți,
oricum de aruncat nu știți să aruncați. Ne-a încurajat, dar... V-am zis așa, dar am spus. Da. E, pe acolo. Da, pe acolo. Zice, dar oricum peștele stă aproape, vă spun eu un pont. Și l-am căutat, chiar l-am căutat foarte aproape și ai luat peștele de 13 kg, care ne-a dus destul de sus. Și un pește frumos. Cred că n-am luat nimeni, bă, capturat. Sau nu? A mai luat cineva pește, bă, da, mare. S-a mai luat. Da. Ce să zic, atunci cu noroiul, da, a fost horror. Îți dai seama, pentru mine horror. Aia cu noroiul și aia la albele, când ne-a trimis Babi la un concurs la albele și au fost minus 9 grade și n-aveam butelie și ne-am încălzit la ragaz. La ragaz cu butelie. Aragazelul la micuț. Da, da, da. Aveam și costumul deschis și training-ul pe mine. Și... Am o întrebare foarte specială pentru Emil și te rog frumos să fii foarte atent. Este o întrebare din partea lui Gabi Tomulescu. Te rog. Salutare, Emil. Gabi Tomulescu sunt și la rugămintea lui Andru o să-ți adresez și eu o întrebare. Dar nu înainte de a te felicita pentru întreaga ta carieră de până acum și frumoasele rezultate pe care le-ai obținut și să-ți doresc în continuare o evoluție cel puțin la fel ca aceasta pe care ai avut-o. Întrebarea mea este următoarea. Ce consideră Emilian Paraschiv că este mai important? Alegerea partenerului de pescuit sau alegerea nadei de pescuit? Mai pe scurt, ce e pe primul loc? Partenerul sau nada? Și asta te-aș ruga să o faci cu câteva argumente referitoare la cum îți alegi partenerul de pescuit, respectiv colegul de echipă, și cum îți alegi nada cu care urmează să concurezi. Fiecare are părerea lui despre acest aspect, dar eu îl consider foarte important și viața mi-a arătat că este decisiv în obținerea rezultatelor bune. Să alegi corect ce este mai important pentru tine. Mersi și te salut! Mulțumim frumos și noi, Gabi Tomulescu. Salut, Gabi, mersi frumos de întrebare și îți dorești ție la toate cele bune, la fel ceea ce mi-ai dorești și mie. Da, foarte bună întrebarea, super chiar. Contează foarte mult aspectele astea două care le-ai precizat tu în întrebare. Deci, poți să te mai uiți în cadru acolo la tine. În primul rând... Cred că cel mai important, din punctul meu de vedere, este, pe primul plan, este partenerul. Pentru că dacă el nu are încredere în tine și tu în el sau invers, poți să ai cea mai bună dată în lume. Pentru că eu am să pescuiesc la 80 de metri, el la 120 și tot așa. Și dacă prinde el un pește acolo și tot așa mai departe, mai facem încă 3-4, 7-4 și s-a dus naibii pescuitul. Deci partenerul este pe primul plan, părerea mea, nu neapărat prin calitățile lui, cât a te înțelege, cât a fi o înțelegere, o chimie. Iar referitor la nada o aleg în funcție de baltă și de tipul concursului, mai exact ce calitate, cantitate. Ce format este? Ce format? Mai în ziua de azi mai mult pe calitate să merge. Ce să zic, nu... Și în cazul în care mergi la calitate, la un concurs de calitate, mai contează partenerul? Da, bineînțeles. Deci și la calitate și la cantitate. În orice concurs trebuie să fie o strategie, părerea mea. Adică pleci cu o idee, dacă să, indiferent la ce concurs mergi, o idee, pleci cu ea de acasă. Că se modifică acolo, că nu se modifică, că e bună, pleci de la ceva. De la ceva trebuie să pleci. În funcție de ce se întâmplă, te modifici sau nu te modifici. Asta e clar. Adică cel puțin așa o văd eu. Da. Pescuitul este un concurs de strategie până una alta. Adică, deci dacă o strategie bună e pusă în practică... Păi da. Și funcționează? În funcție de condițiile... aferente locului și așa mai departe. Standului, da, corect. Cinilor și a cuvinților meto și sunt și mulți factori, da. Emil, mai am multe întrebări pentru tine, surpriză, în această seară. Te rog. Cu cine vrei să începem? Prieten apropiat? Da. Sau soția ta chiar? Soția mea mă întreabă ceva? Te da. Rog. Începem cu ea? Bună, iubitule, povestește-le băieților întâmplarea cu șoricelul din Saltea. Oh.
Da, e ceva care nu pot să uiți niciodată ce s-a întâmplat. Eram la plăcere gen sacoșe, mai exact, pe la Giurgiu, la o baltă la Bățacul Salcâmii, nu-mi vine acum, în sfârșit, nu-mi vine, alta cu Salcâmii, de la Giurgiu, încă după Cocoșari. Da. În sfârșit, pe timpul acela se dormea mașină, aveam o dubiță și aveam, în general, o plapă mă, care o punem jos sau în sfârșit, adică ce, ăsta era. Întâmplarea a făcut ca o vecină de unde am magazinul acolo să renunță la o saltea din asta, saltea. Noi ne-am uitat la ea, ni s-a părut ok, am zis, bă, pentru la pește merge, o luăm. Punem un cearceaf curat, toate bune și frumoase. Le băgăm în saltea, dormim ca acasă. A, saltea, toate bune și frumoase, am pus-o în mașină, am plecat la pescuit, cearceaf, tot. Vine seara, pe timpul ăla la 10, da, Liviu, 11 la nari. O să-l întreb, Liviu Angel, o să-l întreb pe Emilian imediat după ce ne povestește. La un moment dat am început să audă ceva pe mașină. Somnoroși, după un șpriț, în sfârșit, nu ne-am dat seama. La un moment dat simt ceva pe picior, pe sub training. Dormeam în training. Păi sunt training, simt ceva pe picior, pun mâna și îl prind undeva pe crac, undeva aproape de kilot, mai jos un pic. Eu îi spun, Nicole, zic că iubire, vezi că am un gândac pe training, mi-ai dat un gândac. Teo, nu te-ai amuzat prea tare ca una știu și pentru urmează, tine. Știu ce urmează și la mine, mi-a dat seama. Și în sfârșit m-a ajutat la luat, n-am realizat, când eram din somn, n-am realizat, după care... Pe camera din mijloc? Mi-a zis despre ce era vorba, eu am și o fobie la șobolani, la șuricei, hai să zicem cum, dar la șobolani, la chestiile astea am o fobie. Și bineînțeles că noaptea am petrecut-o afară din mașină, pe niște izopre de care le aveam. Și frig, nu spune că era frig. Am dormit afară, n-am mai putut să dormim acolo. Zice cineva acolo, Cătălin Borcan, la izvorul? Da, la izvorul, da, corect. La izvorul, da. Uite, e atent, sunt Cătălin. Mulțumim, Cătălin. Am înțeles că în seara asta, Borcane, ai primit un voucher la funerare la Emil. Da. Tot pachetul, ci că e. Bineînțeles, cred că l-ai văzut și pe ungurul nostru, l-am invitat și pe el în emisiune. Tocmai de-aia am și făcut comandă la restaurantul unguresc Duna. Că avem un invitat special aici, Teo. Am învățat acum în Ungaria, cât de. Da, da, poți să-l saluți pe Cătălin în ungurește, Teo? Momentan, nu. Un pic. Să zic ceva, dar poate da. Sunt oameni care știu ungurește și... Da. Nu e problemă. Nu e problemă pentru ei, adică să reinventez ceva. E prima ediție. Șochete, IBDD. Super. Pentru Cătălin Borcan. Da, asta e puțin, da. Ce bine a sunat. Da. Bun, avem o întrebare și pentru Teo. Din partea soției tale. Nu spune Italia. Că e cu căpușa că din nu. Din partea soției tale, Teodor. Iubire, ia spune-le tu băieților cum și de unde te-a mușcat pe tine căpușa când ai fost la pește. De tronson? Da. Nu. Uite că e și Florin aici care a fost cu mine atunci. A? Florin care cu el am pescuit și la început și chiar înainte de an am pescuit cu Florin. Tot așa. La început, cum era și era și Emil cu Pepe. În fine, să vă povestesc cu căpușa. Plecăm la plantat, că e la plantat acolo la Alexandria, la Lazar. Plec cu el, octombrie, frig afară, sfârșitul octombrie. Nu eram obișnuit, fără echipament, cu training-uri, cu ciorăpei de aia lungi. Cu prosoape. Nu, cu ciorăpei scurți, că de-aia asta. Cu prosoape, cu ce era, sarsanale după noi. Ajunge la baltă, frig afară, se face seară. Juca România cu Finlanda, mi-au aminte. Și dăm drumul la un șpriț, nu trăgea deloc, nimic. Acuiurile alea nu mergeau niciuna, nu se întâmpla nimic. Și la un moment dat mi se face frig. Zic, bă, dar cam frig afară. Mă mușcase deja căpușa. Mă bag în cabană, dau drumul la aer condiționat. 20 pe mine, ca să fac așa istoria scurtă, 20 pe mine, tremuram, mi-au aminte Florin, zice, bă, dar nu e normal, tremur, ți-e frig, tremur tot, tremuram toate încheieturile.
eu simțeam ceva pe aici, adică simțeam o păritură, dar eram cu șosetele, cu training, cum era atunci, cu gecuțe, cu hanorace. Zic, nu mai bag eu mâna și ciupit să văd ce se întâmplă cu mine. Ciupit ce înseamnă? Ciupit, adică, sprițuit. Da, bă, sunt două pari de vin, pește, că noi oricum nu bem de obicei. Da, un șpriț, un vin, bem par două de vin, atât, da. Nu exagerăm. Așa. Se face dimineața, toată seara am tremurat, deci am zis că tremuram toate încheieturile. Aer condiționat pe maxim, căldură. Florin afară, ce băi, te ui, nu mai pot stau aici, că e foarte cald. Eu tremuram toate încheieturile. Ies dimineața, mă duc la toaletă, dau pantalonul jos și când mă uit, căpușa deja și făcuse de lucru acolo, direct pe, nu pot să zic unde. Pe ciortan. Pe ciortan, pusă bine acolo. Treabă bună. Treabă bună, neagră așa, în zâmbet tot. În zâmbet tot. Florin, tovarășul meu. Ce te ajută să... Ce să ajut? Am strâns scule cum le strângeam ușor așa, le-am luat pe toate. Îți dai seama că am luat toate sculele, le-am aruncat în mașină. Direct la Alexandria, mi-am aducat aminte, era Crețu, cum Crețu, Florin era cu mine. Zici, râdea, era palala, țin mă, pe această cale să-i mulțumesc soției lui Teo pentru da. Această am ajuns la, întrebare. Am ajuns acolo la spital, în fine, la Alexandria, la urgențe. Îți dai seama, eram panicat, zic, bă, căpușe, rămân, nu mai văd, făceam filme cu... Cum o scot, ce fac? Nu mai trage. Nu mai trage, nu se mai, nu mai trage deloc montura. Zic, aolo, ce fac, sunt și tânăr. Da, și ajung la spital acolo, faza a fost imediat la urgență. Era o domnișoară, chiar frumoșică, înaltă așa, și ce, cu ce problemă? Și tovarășul meu din spate râdeau, râdea cu lacrimi. Ziua, Jeane, Jeane, spune ce s-a întâmplat. Zic, doamna doctor. Nu ne luăm de borcan. Doar că, uite, în seara asta a reușit să obțină un voucher la Emil. Zic, doamna doctor, m-am mușcat o căpușă. Dar zice, dar de unde, bă? Zic, nu pot să zic, era lumea acolo, lumea deja se uita de unde m-am mușcat căpușă. Zic, de penis. Îți dai seama că situația a fost jenantă cât de cât. A venit doamna doctor, foarte, foarte frumușică, mi-a luat așa, zice, ia vină băiatul meu puțin, ia să vedem. Hai că ești bine. O incizie mică, zic, ce să facem, incizie? Zic, nu fac fata mea nicio incizie, nu facem incizie. Zice, nu, că nu doare. O lună de zile tratament și după am aflat că nu e de glumă cu așa ceva. De atunci. Teo, dar acum pe bune, tu n-ai simțit când te-a supt căpușa? Păi n-ai cum să simți că nu e o căpușă de asta la 1,80 cum îți imaginezi tu. Am înțeles. Adică e o căpușă, era chiar pui, am văzut-o că dracu era pui. E micuță. Micuță era? Am da. Înțeles. Da. Da. Ce să zic? Bun, mai am o întrebare pentru Ia tine. Ia spune. Sau de fapt o poveste. Îmi plac, îmi plac poveștile despre tine. E ceva special, să știi. Mai special de atât? Da. Ia spune. Salut, Bari. Poți să ne spui și nouă, te rog, cum a fost faza cu Minciocul? Cu Minciocul, da. Cu Minciocul e... Să nu mă lungești cu Minciocul. Avem fiert, și... Cum era și Emil, cum se ducea și Emil. Avem și video. E și video, știi, da. Îl rugăm pe Alex dacă poate să ne ce să zic, eram ca și Emil la început cu pescuitul, cu Danoi, cu sacoșa. Mă duceam, vreau să prind la bilă, eram fier pe bilă. Uite. Da, uite, eram fier pe bilă. Drill-ul era senzație. Ia uitați, drill-ul era senzație. Prietenul meu Ale, care ți-a și pus întrebarea. Ale, da, care mi-a și pus întrebarea. Mi-e un șoc că merge cu sunet. Deci e imens barică ăsta, e imens. Ieri făceau că e cu sunet, ok. Și soția mea, Corina. Se aude sunetul de pe video, dacă puteți să ne ajutați, vă rugăm frumos. A, aici când așa, când a vrut să bage Minciocul, vă dați seama, cu plonjon, tot așa de la vin. Eu fiert, nu mai puteam, nea să-i trag o lanțetă de aia în cap. Ce, să s-a dus și peștele, eram pe solacul aici, că era barca mea preferată. Vai de cap, mamă, câți nervi aveam aici, mamă. Uite cum s-a uitat, că nu mai era peștele, nu? Da, eram cu bluși pe mine, aferent, adică... Profesionist. Da. Mi-aduc aminte. Asta am râs de am leșinat. O întrebare foarte interesantă pentru Emil din partea lui Daniel Badărcea. Da. Da. Salutare, Andu, salutare urmăritorilor tăi și nu în ultimul rând invitatului tău de astăzi. Emilia, ia povestește tu, tată, când am trecut eu pe la tine pe la provălie acum foarte mulți ani, unde aveai tu bilele puse la uscat? Sau Dane, să trăiești. Unde? În pod, la uscat, unde să le am. El mi-a povestit mie în detaliu. Păi... În podul care era ocupat cu... Ce țineai tu în pod? Copurșele. Da.
Ha, că mai le pun și în cât, mai le pun și în copârșele, mai le pun și în copârșele, că na, ce să zic, să aibă ceva în spate. După cum bine, cred că ați fost atenți cu toții, Emil are un business care se ocupă cu servicii funerare. Și era vorba de acest post. Da, am avut post. Atelierul undeva în pod, la în podul magazinului, corect. Între timp am mutat de acolo cu atelierul, între ghilimele atelier, acolo un malaxor și în sfârșit. Erau niște întrebări de la niște băieți. Una alta, da. Da. Ce când mai sus era o întrebare, nu știu dacă le-am văzut, când te-ai lăsat de pescuit și mai era o întrebare bine, asta nu cred că te-ai lăsat niciodată de pescuit. Și mai era o întrebare mai sus, dar a pus-o un băiat, Liviu, mi se pare că a pus-o. O secundă. Da. Încerc să... Vezi dacă poți să rezolvi, dacă putem să mai ajungem la întrebarea aia. Știi că ai văzut și tu, Andu. Am văzut și eu, parcă, da. Deci o întrebare pentru Emilian... Ce pescuit îți place la calitate? Ce pescuit îți place mai mult? Da, calitate, cantitate sau ambele? Sau ambele. Ori cantitate, ori calitate sau ambele. Din partea lui Liviu Angel. Sau Liviu. Clar, calitate. Cantitate. Calitatea e rămas acum cu recordul ăsta de 30 plus de la IBCC, cei mai mari. Da, deja gata, știm feta cum se pune ăștia de 30 și... Cereal Boilies. Nu mi-ai zis de unde vine denumirea de Cereal Boilies, Emil? Păi, pirele care le-am făcut prima oară au fost numai din cereale. Aha. Și din cauza asta, alea au fost pirele. Profit de momentul ăsta să aflu ceva despre bila ta, să știi că văd că... Te rog. Am tot insistat, am dat pe lângă tine să văd una alta, dar n-am reușit să aflu nimic. Te rog. Ce înseamnă cereale? O bilă exclusiv de cereale. Fără făină cereale. De pește, fără da. Ce absolut cereale? Nimic. De când am apucat de pescuit, da. Noi toate rezultatele care le-am avut exclusiv pe cereale. Noi însemnând cine? Noi, da, pot să spun, adică mă refer noi pentru că eu am pescuit foarte mult numai cu Nelu, să zic așa. Nelu Capitanu. Da. Și... Uite, ce Cătălin simt? Borcan e foarte atent la tot ce spui. Da, 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 văd. M-am speriat când ai zis calitate. Mă speriasem, da? Nu, Cătălin, nu cred că s-a speriat. So sorry, nu, am greșit. M-a luat valul cu 31 la noi. A fost un tsunami ăsta. Sper să mai vină, da? În sfârșit. Sudanul, când vine și el la balat. Da. Deci noi pescuiam exclusiv cereale, adică porumb, mămăligă, da? Da. Clar. La un moment dat nu am mai... Salut, Dărlă! Noroc, sănătate! Salut, Mădălin, să trăiești! La un moment dat concursurile au început să devină calitate-cantitate. Ba mai mult, nu mai aveai voie să pescuiești cu porumb, de exemplu. Mhm. Sau cu momitor. În sfârșit. Foarte bună șoculița de mangalița. Mm-hmm. Deci ușor au început să fie numai cu boilies, de exemplu. Și atunci am zis, păi, hai să fac ceva tot din cereale, da, boilies. Dar am vrut să mă duc spre niște bile foarte mari, pentru că eu consideram că porumbul este numărul 1 pentru crap la momentul respectiv. Și atunci am căutat cea mai mică masă care am găsit-o la momentul respectiv de 12 și am făcut bile de 12. Uh-huh. Numai în cereale. Adică greu, porumb, în sfârșit, etc. Și așa am început să facem fac boilies-uri. Cereal boilies. Și de acolo numele de cereal boilies. Da. Dar asta e o altă, e o istorie foarte, e foarte mult de vorbit pe tema asta, dacă... Nu insistăm în seara asta pe tema asta, pentru că mai am câteva întrebări pentru tine. Se pare că prietenii, colegii noștri de pescuit, anturajul nostru a fost foarte receptiv. O întrebare chiar din partea lui Cătălin Borcan. Te rog. Salut, Emil! Păi, Emile, îți mai aduce aminte, mă, când am pescuit împreună la dreapta hotel, la plantat, plantam noi acolo aproape în 40 de metri. Mai ții minte ce am prins noi de acolo, care a fost captura?
Da, Cătăline, te refer la pereții aia ce era acolo, casă da. Sau... Da, 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 exact. Pește mare, am prins de sus, dacă mi-aduc eu bine aminte, dar acolo am scos o ușă. Am scos ușa la casă, dacă... Aia, da. Plină de fire și de toate cele. Exact, da, 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 exact aia vrea să spună. Da, am agățat, am agățat și la un moment dat am dat afară. Asta se întâmpla pe Sărulești. Da, 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 da. Care a fost așa... senzația, mă gândesc? Cum ați scos ușa? În drill sau cum? Pur și simplu, nu. Cu, da, cu bățul și cu fir de 40. Și... fir de 40 la un moment dat am... ne-am zis acolo din barcă și am... Am tras și am dat afară. Dar ce ați zis? Că e vreo captură sau? Nu, aveți să credem, îți dai seama, atâta ghemotocul de jiguri, de fire, de... Că acolo e și o greșeală, știi? Fiind, sunt niște pereți. Uh-huh. Acolo a fost o casă, da. Ceva, știi? Am înțeles. Noi o localizasem, că se și vedeau din ceva din ea. Uh-huh. Mulțumesc, afară, Adi, știi? mulțumim frumos. Mai continui cu întrebările. Mai am câteva, cred că întrebări, surpriză, mai am, da, de la Piticu. Roagă-l, te rog frumos, pe Emil să ne povestească întâmplarea pe care am trăit-o când am pescuit eu cu el la Sărulești, la turn, și am rămas în mijlocul bălții, da. Pe o ceață, incredibilă, da. Nu se vedea nici măcar la un metru. Da. Eu nu mai aveam baterie. Bineînțeles, la telefon, simți? Să ne povestească pur și simplu cum m-a ghidat el la Maldive. Cătălin Duță, Piticule. Da, salut Piticule. Salut, Piticule, salut. Te pup să trăiești. Ce să zic, eram plin de spume, ce să spun. Că ți-am spus, da, să le dreacu, că nu e de mers, nu e de mers. Nu, că nu, că nu. Și după aia, hai, vino la mal, cum la mai aduc la mal. Deci nu mai știu cum ai ajuns, dar... știu că eram plin de spume. Mi-a povestit că fluierai. Ce să, da. Prin fluier. Băi, n-am văzut, așa ceață ca... Deci nu se vedea nimic. Băi, la 30 de metri era scotea ochii mâna. Și voi plantați atunci la cât sau cum? E, ce n-ai bine? 200, 300 de metri era vorba. Și era treaba că era și nuală. Aha. Adică, dacă erai jumatea oalei, să zic așa, ai undeva la 350 de metri și 350 de metri de față de maluri, poate și mai mult. Adică n-ai cum să mai vezi vreun mal vreodată. Și ești orb. N-ai... Da. Deci o amintire de acolo, haioasă da, de acolo, acum. De acolo dar atunci, și gândul. Atunci care a fost sentimentul? Ce-ai simțit când nu-l mai vedeai? Să, nu... Ce putea să se întâmple? Ai zis să undeva la un mal, probabil, într-un timp, cândva și asta ajungea e. Ajungea Piticul la 2 mai. Da. În sfârșit, avem da. Și din partea lui Vasile. Baboieru. Emile, ia povestește-le mă la băieți cum am făcut noi atunci la Cupa Mondială la Sărulești în 2009 sau când a fost. 2010. Am căzut în apă. Dar eu de la început cum eram îmbrăcați. Băi, ce impresie aveau ăia despre noi. Cum am terminat. Aia e de ce ți-am spus eu cu Sărulești. Am fost în toamnă și am văzut concursul și în primăvară am participat și noi. Da. Știi? Mi-a zis că a fost ce văzut să, foarte bine. Păi băi, eram nu că braconieri, că nu, noi nu trăiam în pește. La timpul ăla toată lumea gândea. Opa, avem o surpriză aici, avem ceva, da. Da, am să te rog pe tine, Cătălina. Să debarasați un pic aici masa. Te ajut, Emil? Pentru că se pare că am trecut la alt nivel. A venit un invitat de onoare al nostru, reprezentant onoare, da. Al casei Angus. Șef. Salut. Manole. Salut. Manole. Salutare. Ia, stai așa. Salut, Manole. Ce avem aici, Manole? Te rog, Alex. Fiți atenți. Am aici niște legume. Manole, la cameră, te rog, acolo, nu pe mijloc. Nu contează foarte mult legumele. Așa. Cât contează că avem un tomahawk de Black Angus. Este de la noi, de la Casa Angus. Care este un... Wow, dăm voie să-i fac o poză chiar în direct. Rog. Vreau să fac o poză. Da. Așa. Dă-mi, te rog. Ce să-ți dau? Te înțelegem din pipi. Cu mare drag. Manole, să înțeleg. Ia, Manole, tu... spune. Noi am stat aici la căldurică, am băut un pahar de vin. El muncește afară. Da. Da.
Da. Din păcate nu merge nici încălzitorul de la tine de la exact. Grătar. Exact. Și a fost puțin fric, dar băieții mi-au ținut o companie plăcută și nu l-am simțit. Fă-ne o poveste aici la... Deci ce ne-ai gătit? Aici am un tomahawk. Da. Aici am niște legume la grătar, trase în unt, trase cu puțin rozmarin, puțin usturoi. Am asezonat totul cu o sare Maldon. Toate produsele le găsiți la noi la magazin. Cum se numește magazinul? Casa Angus. Casa Angus. Iar, mulțumim. Chiar este unul dintre sponsorii mei oficiali și partenerii oficiali care ne-a fost sponsor. Ne-au fost sponsori. Alături și în Ungaria. Și da. Alături și în Ungaria, unde chiar ne-au adus noroc, să știi. Ioan a fost de partea noastră. Mă bucur să văd. Mulțumim mult, Casa Angus. Și chiar mă bucur să fiu și eu alături de voi în seara asta. Și este o onoare. E o onoare și pentru noi, să știi, să ne gătești. Te-am văzut la multiple competiții, da. Știu că a participat chiar și la TV, la o emisiune. La Șef la Cuțite, da. Da, da, ajunsese în semifinală, nu? Sunt finalist, îmi cer scuze, super, da. Finalist, bravo, felicitări. La Șef la Cuțite, da. Eram și mai tinerel. Unde găsim Casa Angus? Casa Angus o găsim în două locații. Avem locația din Baba Novac. Acolo te rog. La avem locația din Baba Novac, unde... Acolo este doar partea de Băcănie și da. mai avem locația din Carol, întâi numărul 59, unde acolo avem Băcănie, plus mă găsiți pe mine unde pot găti pentru dumneavoastră. Ori dacă nu, să cumpărați pentru o casă. A, deci gătiți și exact. Live. Suntem un beef bar. Exact. Suntem un beef bar. Și de fapt magazinul nostru despre ce este vorba. Sunt produse locale românești, unde noi încercăm să... și am reușit să găsim cei mai buni... Un cuțit, Bobby, te rog. Un cuțit? Da. Cei mai buni producători locali din toată România. Și avem brânzeturi românești, avem mezeluri românești, dar cea mai importantă... Salamuri, da. Și cea mai importantă afară, super lucru okay. care noi ne-am și organizat atât de bine de a face magazin este carnea de Black Angus, luată de la Carpathen, din mărginimea Sibiului. Este o carne... Și ferma în sine este o... Mamă, dacă mă arată, deci eu nu mai pot să mă abțin. Nu știu dacă se poate da la camera așa mai... Îmi vine? Te rog, arată la camera. Du-te puțin mai aproape, dacă poți, că nu-i problemă. Du-te mai aproape. N-ai cum. Du-te puțin mai aproape ca să vadă lumea despre ce e vorba. Trebuie să și miroși. Da, da. Da, adică e senzație. Carpathen este cea mai mare fermă de reproducție din Europa. Este o fermă care încearcă și crește și a reușit să crească vitele extensiv și ei se mizează foarte mult pe gustul cărnii. Te rog, ia Anduțu, ia să vedem Anduțu, cum e? Domnul Emilian. Da, lasă-l. Ne servim noi ușor așa? Mersi frumos. Ok. Deci... Da. Da, tu mare fel. Ce pot să vă zic este să... Super. Să mergeți să degustați o altfel de carne la Casa Angus, la beef barul din Carol. Vreau să mai încerc. Acolo te găsim pe tine, Manuel, unde poți să gătești live totul. Da, totul. E ceva senzațional. Mulțumim frumos. Îți mulțumim frumos, Manole, pentru seara aceasta. Tot. Eu mă întorc la grătar. Ai soartă grea în seara asta. Nu am soartă, că sunt ceva invitați. Alex, te rog frumos, poți să arăți afară. Noi am pregătit și o petrecere de lansare a emisiunii, cât se poate așa din timpul live-ului. Am alături de mine toți partenerii și toți susținătorii emisiunii Cârligului Gagiu. Care văd că sunt foarte agitați pe afară, ca albinuțele. Exact. Ce ne-ai făcut, Manole? Păi toată lumea e focusată pe grătar, toată lumea e focusată acolo. Adică pe tine. Da, exact, toată lumea. Mamă, vine, miroase. Ce bine miroase. Băi, o să mai cuz, că nu e prea bună, adică e senzație. Eu mă reîntorc. Emil, nu mai vrei? Nu mai vrei să ajungi loc? Și-ți mulțumim frumos, Manole. Cu drag. Așa. Vă las. Domnilor, vă doresc o seară plăcută și... Mulțumim. Ne revedem și noi, Manole. Venim și noi la un șpliț. Vă aștept la Casa Angus. Salutare. Doamne ajută, mulțumim frumos, seară bună. Spor la treabă în continuare, ție și nouă. Da, într-adevăr, e deosebită. E ceva deosebit. Hai să revenim. Să revenim la Vasile. Da, cu participarea noastră la Sărulești. Cum ați fost văzuți? Păi, ca niște braconieri, original. Adevărat. Dar prin prisma faptului că ce? Că ce? Nu ne știa nimeni. Noi
Deci înaintea concursului ăsta de la Sărulești, care a fost, cred că prin aprilie, a fost ăsta în martie, care ți-a spus eu că am participat prima oară cu Nelu. Și cu Mămăliga și cu nu știu ce, în sfârșit. Și acolo luasem locul 3. Și după care a venit Săruleștiul, care deja era plătit în mult înainte, știi, că în sfârșit era înghesuială pe timpul ăla. Noi încă nu intrasem în cu chestia asta, cu echipamentul, cu mă refer și chiar la camping, la corturi, la scaun, la haine, la astea. Nu eram cum mergeam și la plăcere, la sacoșe, cum vine vorba, cu haine mai groase, cu geacă X, cu ce se găsea, cu ce era și de deschis, păi da, pe pescuit, hotărâți pe pescuit. Da. Da. Pentru Sărulești am cumpărat un cort de la Dorali. Era Dorali pe vremea aia, da. Eu îmi cer scuze, dar nu pot să mă abțin, e ceva senzațional. Un cort de la Dorali 5x3. Dân, exact ca și un garaj era, cu aceeași sistem, cu niște bări și cu o husă peste, știi, regi? Deci cu ăla, că fiind patru persoane, ne-am gândit la paturi, la toate cele ce trebuia să băgăm înăuntru acolo. În sfârșit, ne-am dus așa, ca și echipament, afară de la setele, cu o barcă Laguna, da, de 480 și cu caiacul. Wow. Deci noi asta aveam de plantat, cu alea trebuia să plantăm, ca să mă înțelegi. Wow. Deci cu o barcă Laguna și cu caiacul. Și pe echipamentul că avem. Noi aveam o chestie, bă, dar peștele se uită pe mală. Ce echipament da, avem, ce, avem, ce haine avem, da. Ne ia după corturi, după astea. Da. Așa era la momentul respectiv. Ce să, asta a fost, știi? Și ce să zic, am muncit de reasă. Asta în ce an era? În ce an se întâmpla? Cred că 2010, dacă nu mă înșel. Am muncit de reasă de capacele. Am prins foarte mult și sub cântar, la timpul acela se puteau 3 kg. În sfârșit, asta a fost. Se putea de la 3 kg în sus? Da. Astea au fost condițiile, nu aveam foarte mare experiență, am luat la rând. Pentru final am câștigat, ca idee, concursul. Prin tatăl, ce spunea Vasile, s-a dus la un moment dat noaptea, nu mai știu să schimbe sau drill, nu mai rețin exact. Nu, să schimbe, că drill-ul am făcut de pe mal toate. Și a căzut în apă. Era cu șoldanele, el. Apa acolo unde pescuiam sărea de 2,5-3 metri. Da, la varză mai exact am fost. Caiacul lui Emil a scris istorie, spune Cătălin Borcan. Da, am muncit ceva caiacul atunci. Am băgat. Și a căzut în apă, a apucat să ne zică. Nu știu cine. Mulțumesc frumos, Marica. Nu știu cine era pe male, eu eram în cort, am auzit, am sărit imediat în Laguna, că Laguna o aveam și ne-am dus după el, știi, între timp reușește să se urce singur înapoi în caiac, știi? În caiac, da. A pierdut, în schimb, cizmele, nu erau ale lui, erau al Florin, care purta cu două numele mai mari. A fost un plus pentru el, un bine că a scăpat de ele. Dar a fost o sperietură una peste alta, că nu e ok să cazi în apă cu cizme șoldan sau cu pieptar sau cu... Clar. Și n-avea vestă. N-avea vestă. Că nu era obligatorie. Pe timpul ăla. Da. Asta era. Și atunci cum tu ai plecat cu Laguna după el? Da, m-am dus cu Laguna și cu Nelu am fost în barcă, dar crede-mă că nu-mi dau seama când am ajuns, cred că n-au durat 30 de secunde. Dar cum l-ați auzit sau a strigat? Sau da, cum... ne-a strigat, nu pescuiam foarte departe, pescuiam undeva la, cred că 100 de metri acolo, 80 de metri, 100 de metri, e ceva de genul. E la varză, acolo e un canal, practic, e canalul la care vine dinspre hotel, spre Becker, spre Oala Mare, știi? Am înțeles. Și nu e foarte mare distanță, știi?
l-am auzit, nu eu, altcineva care era afară, cred că Florin, mai rețin. Dar, da, nu e plăcut să, să știi că ceva a căzut. Eu zic să, să luăm o pauză mică. Da. Suntem puțin deshidratați și cred că ne e și foame. Noi astăzi am muncit, eu cel puțin de aproximativ 5-6 zile. Sunt sub un tratament de perfuzii. Am avut ceva mici probleme mai mari, ca să zic așa, cu o dublă hernie de disc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să, să fiu prezent în această seară, să pot realiza acest podcast și să duc această emisiune la, la o așteptare a mea mult dorită, ca să zic așa, cu toate emoțiile și cu toate cuvintele. Sunt bine, este ok, dar sincer să fiu, simt nevoia să mănânc ceva. N-am mâncat carne, n-am mâncat mâncare cu gust, n-am mâncat cu sare, n-am avut voie datorită tratamentului pe care l-am întreținut aceste 5 zile. Și luăm o scurtă pauză, după care revenim. Mai am câteva întrebări pentru Emil. Și poate să pună și, și lumea întrebări, adică da, chiar au fost două, trei întrebări bune în timpul, da, pauzei, în care problemă, orice întrebare revenim sigur cu, cu răspunsurile, curiozități, orice, răspunsurile voastre. Cu drag, Bogdan Radu, cu siguranță. Bogdan Radu, salut, Bogdan. Salutare, mulțumim, salut, frumos, Bogdan. Cred că cu toții suntem, da, niște pescari. Fiecare pescar mari. Fiecare pescar Mirea Florin, e mare în felul lui. Fiecare Florin. Pescar e mare în, în felul lui. Corect. Pentru că în momentul în care deja ai plecat de acasă la 4, la 5 de dimineață, cum suntem, pleci cu un scop, pleci pentru pasiune. Exact. Deja ești un pescar mare, da, doar că ai curajul să, să participi pe ploaie, pe vânt, pe absolut orice fenomen care ți se întâmplă instantaneu pe baltă și tu îl ții în piept. Fiecare pleacă de acasă, exact, să, să câștige. Exact. Asta este, da, e o competiție până la urmă, da. Ca să ai încredere și cam, cam asta este. Nu pleacă nimeni, nu merge nimeni la un concurs de pescuit să spună eu merg doar să particip, nu știu ce. Nu, nu. Toată lumea în gândul lui și în sinea lui, în sinea lui merge să câștige. Da. Exact, exact, exact. Asta te ține și e un hobby super ok și foarte frumos. Bun, dacă ne poate ajuta regia, Alex, Cătălina, să intrăm cu o scurtă pauză, după care revenim și vă răspundem la toate întrebările pe care le vom găsi pe, în comentarii. We'll be right back.
poftă bună de viață!
Oh, nu pot să cred. E ăsta imens. Mai e unul. Mai e unul barică, dă-i repede pe asta. S-a agresat ăsta un pic. Du-te și el, bagă minciocul în apă. Hai barică.
Am revenit. Bună seara din nou. Salutare la... Bună seara. Toți urmăritorii noștri, la toți prietenii, toți colegii pescari. Am făcut o mică pauză. După cum v-am spus și înainte de pauză, eu am avut un tratament de susținut în care n-am avut voie să mănânc sărat, dulce și așa mai departe. Am, datorită faptului că am făcut perfuzii, așa a fost să fie regimul. Sincer să fiu, când am văzut friptura, n-am putut să rezist și asta a fost singurul motiv pentru care am luat pauza, altfel nu luam. Mulțumim frumos, Cristian. Mă bucur că sunteți în continuare cu noi, alături de noi. Vreau să știu dacă ne vedem bine, dacă se aude bine, dacă este ok totul. Fiind prima emisie, mai avem nevoie de confirmările voastre. Și întrebări. Cine are întrebări? Da, întrebări, dacă Andrei, vreți să ne puneți Emil, întrebări. Pentru mine, pentru Teo, pentru Emil. Toată lumea, da. Vă suntem la dispoziție în continuare. Noi suntem pregătiți. Ai spus tu că... Pentru voi mai am chiar de la Nelu, capitanul, o întrebare pentru tine, Emil. Fratele dacă mea. Vrei să începem, da. Da, Neluțu, chiar vreau să aud ce... Da. Mulțumim, Marius. Deci ne auzim, este ok. Hai să spun întrebarea lui Nelu. Probabil e și el nerăbdător, cred că a ajuns acasă, nu știu nimeni, nu mi-a dat niciun semn. Știu că a avut foarte multă treabă, mâine pleacă de dimineață, n-a avut timp să ajungă la noi în festivitate. Păcat. Ne pare rău. Data viitoare, în timpul emisiunii, probabil o să-și facă timp. Hai să vedem ce întrebare ne-a pus. Emil, povestește-le de la campionatul național, Balta Dârvari, un crab prins în ultimile minute. Bravo. Crab care ne-a dus în final. Bravo, da. Numit și crabul de aur. Bravo, da. Da. Numai o secundă, Emil, avem niște felicitări din partea lui Alex Alexandrescu pentru Cătălina, fata din regie. Da, și eu am observat asta. Da, ce... da, insistă chiar și trebuia să spunem asta, Cătălina. Da, ce vigilant ești, Alex. Ok. Da, să revenim la crapul de aur, Emil. Bata Dârvari, nu mă rețin ce an, cred că, nu știu, 94, nu, pardon, 2005, nu mai știu, au fost niște calificări acolo, niște semifinale, noi am fost semifinală acolo, s-au făcut și calificări. Ce se întâmplă? În sfârșit, Grecu Peștele se prindea ca idee în mal. Avem salutări pentru Emil din Spania. Se vede foarte bine. Da, mulțumesc frumos. Cristian Popa. Da, Cristi, mersi frumos. Te salut și eu. Și se prindea în mal, în malul tău și malul de vis-a-vis. Cel puțin la început. Ce adică... tip de... Era tip pescuit din mână? Era campionatul național? Campionatul național, da. Da, ok. De la 1,5 kg. În sfârșit. Noi n-am avut informații, noi n-am participat și la calificări, am fost direct în semifinală. Toată lumea care a știut și a prins în malul lor, că era cel mai simplu cumva, cât un pește, că acolo a fost vorba de puțin pește, cât un pește, doi, în sfârșit, știi? Și au apucat și au prins. Postul la noi, să zic așa, nu știu, să zic că aveau 4 echipe, 5 echipe prins cât un pește. Sector de 9, 10, nu mai rețin exact. Am pierdut startul ăsta, după care am început să pulăm la periat. Ușor, 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 ușor. Ați mai găsit o structură? Da, cu marcă. Am văzut că nu e socoteala decât vis-a-vis cumva. Unde era foarte departe, foarte departe, era ceva distanță, nu mai rețin exact, 130-130, nu știu exact. Am început să le punem pe acolo, ne pleca cât o plăticuță,
În sfârșit. La un moment dat am... Ați luat-o ușor, băbești. La un moment dat, da, le-am băgat în stuf la propriu. Erau niște găurele așa și le-am băgat pe toate în stuf. A plecat una și era ce trebuie, numai că ne luna știut la un moment respectiv unde erau date. Am tras de ea, i-a dat, și-a luat fir, și-a dus în, a apucat să intre în stuf. În sfârșit, nicio problemă, am mai avut undeva la 12 ore, ca și asta se întâmpla 12 ore, să zic, hai, nu știu, 15 ore înainte de concurs, 20 de ore, nu mai rețin exact. 10, sâmbătă, ora 10, ceva de genul, s-a întâmplat treaba asta. A zis, bă, nu e problemă. Hai că o rezolvăm, nu, practic ne trebuia un pește ca să ne calificăm. Da. Mai avem timp, avem 24 de ore până mâine, le punem unde trebuie, trebuie să ne tragă. Și am așteptat, s-a făcut duminică dimineață, 7, 8, 9, 10, aveam, noi tu știi că mergem cu radio după da, noi. Da. Am pus la radio, am găsit slujba, am dat drumul la slujba. Bătrânește. La uși pe atras. La uși pe atras. Lua direct. Blană, bam, 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 gata, mincioc. În saltea, în sac. L-am pus la apă. Am sunat colegii cu care eram atunci. Băi, s-a rezolvat, am prins unul, are 8 chile, aia e. Dom'le, sunteți în drill, l-ați prins, l-ați scos, nu l-ați scos, e la sac, e tot ok. Deci nu le vrea scadă pentru că ei le spusesem de trăsătura aia care a fost înainte și tralala, atunci au perceput-o ca și cum l-aveam la sac. Acum nu mai avea să creadă, mai erau o jumătate de oră de... Vasile Baboieru mai face câte o schemă pe afară acolo, îl credem și noi că a înghețat de frig. Da. Eu întreba, de fapt să termine. Da, deci ăla a fost, într-adevăr, apreciat. Peștele de aur, cum a zis și Nelu. Apreciat, da, la... Maxim. Știu, maxim. Maxim, deci, da. Deci credem că... Și la ora 11. Eram în stare să punem în doi saci. Adică atât de... Să nu vă scape, da, să aveți voi impresia că... Da. De, nu știu, aveam o frică de a-l pierde. Teama aia, da, simplu, da, da, da. Cu toate că era prins, pus în sac. L-ai legat bine, l-ai pus bine. Ne duceam și de multe ori întreb, bă, l-ai legat bine, l-ai pus... Ne duceam și ne uitam la el, în 10-10 minute, ne uitam la el dacă mișcă. Ce mai face? Cum e? Mi s-a întâmplat la Sărulești când am fost cu voi, dacă ți-aduce aminte? Era... Deci pentru peștele ăla... Depindea calificarea noastră în finala și nu numai a noastră, a lotului. A fost ceva așa. Și într-adevăr a fost, nu știu, da. Poți să-i spui noroc? Noroc sau... Nu e noroc pentru că nu am mai avut o trăsătură și practic... Nu, cred că cea mai bună descriere și cea mai frumoasă e cea care a spus-o Nelu, peștele de aur. Peștele de aur. Da, da, mă, da, da, da. Am crapul de aur. Am știut unde să-l așteptăm, înțelegi? Că contează foarte mult, că puteam să așteptăm 200 ani în alte locuri și nu l-ați găsit acolo, știați că e pe acolo. Că... Da. Și neavând nicio informație despre balta respectivă. Dar ce baltă era dacă nu... Dărvari. Dărvari. Balta Dărvari. Dărvari. Da, și pentru Teo mai aveam o rugăminte la el să ne povestească o întâmplare foarte... Funny. Foarte funny, ca să zic așa. Dacă îți mai aduci bine aminte, eram la campionatul mondial în Africa de Sud. Tensionați. Tensionați, foarte tensionați. Spre finalul partidei. Da. Eu cu Emil conduceam detașat sectorul nostru, nu se mai punea problema, eram locul 1 asigurat pe sector. N-am la văzut noi. Câtă muncă sau a fost acolo. Noi aveam subsector, nu? Sau sector? Cum am luat? Am câștigat subsectorul, parcă. Păi nu, au... S-au făcut... au fost cu subsectoare. Cu că... subsectoare, da. Da. Fiecare sector a avut două sectoare. Sector cu subsector, da. Da. Și noi tot ne-am câștigat. Același lucru. Da. E un sector. Da, și noi ne-am câștigat sectorul din mijloc de sector. Noi asta vreau să spun. Șapte, eram chiar la jumătate. 7 din 12 sau din 14. Din 14. 7 din 14 am avut 14, noi. Da. Ți-aduce aminte, Teo, când depindeam foarte tare de rezultatul Franței? Da. Pentru a lua locul 2. Da. Da, la 50 de chile Franța peste. Nu mai știu 50 exact, de chile, spun eu, că m-am analizat bine. Am eu exact aici. În fine, ce vreau să spun e când ați fost pe rând... Da.
toți cei din spate, de toată lumea, da, toți capitanii, toți păi nu mai știam, nu mai... reprezentanții lotului care eram atunci, în spatele Rusiei. Da. Vreau să ne povestești ce ați văzut voi acolo, ce s-a întâmplat acolo, pentru că eu, sincer să fiu, au trecut aproximativ 3 ani de zile și tot nu știi ce s-a întâmplat. Ce da. S-a întâmplat? Am plecat, da, a plecat prima oară, a plecat Alex, mi-aduc aminte, eu eram în stan cu voi. Alex Alexandrescu. Da, Alex a plecat acolo. În fine, am avut probleme și cu n-am avut cartele, abia am avut roze cartele în Africa. Că uite, Alex se cărcota și aici, zice că Franța a făcut blat cu Africa pe sectorul C. Da, astea sunt supoziții. Nu știu ce să zic. Nu, Alex, acolo n-a fost un blat. Nu. Acolo a fost o greșeală voastră, că nu ne-ați spus detaliile cum scoteau africanii peștii cu minciogul ăla de răpitor. Avea un minciog mic de, da, foarte mic, de răpitor chiar. Românul repede la blaturi. Și cu, și cu bețele mici. Numai un pic, te rog. Vreau, Alex, da? Întrebarea lui Marius da, Carp. Da, și eu vreau întrebarea aia, că are o întrebare pentru cei din platou, care este secretul de a ajunge... De a ajunge... Campion național sau mondial. Și eu vreau întrebarea aia. Care este secretul? Care e secretul? Revenim la întrebarea ta, Marius, să ne răspundă colegul nostru, Teo. Ce da. S-a întâmplat cu Rusia? Sunt foarte curios. Deci a plecat Alex la Rusia, paranteză fac din nou, am plecat eu la Franța, m-am dus la Franța în stand și capitanul lor, bine, ca și o glumă, mi-aduc aminte și acum, mă uitam, făceam poze, notam ce au prins, cum au prins, mă uitam, mi-a tras o bășină. Deci pe bune, o bășină pe bune. S-a uitat la mine, s-a întors și a dat o bășină, bine, francez. La propriu, da. La propriu, da. M-am simțit puțin dominat atunci. Pe bune, m-am simțit puțin dominat. Și a și zâmbit și a râs. Și noi ai spus, bă, noi suntem noi puțin români, crispați, mă. Da, noi români, crispați puțin, cu sarsanalele noastre, cu geamantanele, nu mai contează. Și plecăm la Rusia acolo. Plecăm la ruși în stand, rușii călare pe babiță acolo cu croații, cu cine erau toți acolo, călare, bătaie. Era Dan în live. A ajuns Alex, nu se știa cantitatea. Se duceau arbitrii, cântăreau, că prindeau în continuu. Prindeau unul după altul. Deci erau rușii. Da, se bată pe babița și pe Tony. Pe Tony, da, se-i da. Bată să treacă la Antonius Roman, care el ne-a oferit aici, în seara asta serviciul narghilelelor. Și prindeam un continuu la un moment dat. Și noi ne duceam să luăm informații la arbitri, cu toate că n-aveam nici voie când plecau arbitri să duci după ei să te uiți pe foile alea. Asta e, n-ai, te duceai și făceai poze, domnule, ai auzi, dat... Intervin aici un pic, te întreabă Cătălin Borcan. Da. Ai fost dominat de miros? Dominat, da, păi era francezesc, miros francezesc, îți dai seama. Asta da. Adică puteai să-i faci un kiss French. Îți dai seama, da. Kiss. Borcane, mai am păstrat într-un borcan chiar mirosul și dacă vrei să, când ne vedem data viitoare, ți-l dau, că asta e soluția pentru un campion mondial. În fine, și am ajuns acolo, oamenii prindeau în continuu, noi... Stai, voi seama, n-ați înțeles nimic. Noi în Africa, eu eram la început, eram puțin și crispat și panicat, ce să zic, e pe bune, nu? Da. Și Alex, și City, și Marian, că era și Marian acolo, noi tot uitam pe fișe, făceam calcule, dar tot nu înțelegeam. Și la ei la un moment dat prindeau, noi când ne uitam pe fișe, ei prindeau și băgau peștii lângă saltea. Ai văzut cum era acolo saltea? Aveam saltelele în apă, saltele noi mergeam în apă 20 și de metri ascundeau peștii sub apă. Când s-a fluierat de final, au mai scos vreo 4-5 pești. Îți dai seama, ne-am albit la față toți de acolo, cu toate că n-aveau voie. Regulamentul... Trebuia să fie sacul la vedere. Da, sacul la vedere, când prindeai, venea arbitru, scântărea și... Da, asta, nu știam, pentru că era febra aia, era... Nu, cum să zic, ești ca minutul la fotbal în minutul, ca să înțeleagă toată lumea. Acum, în dacă tot 92, te-ai adus vorba de fotbal, Teo, hai să povestim de la noi, din stand, ce s-a întâmplat cu mine și cu da, Emil. Da, la voi a fost... Când am zis că mai avem vreo 30 de kilograme, 40 de kilograme, nu mai știu cât mai aveam, să batem Franța acolo noi și să... Da, lucrăm. Voi puteați să lăsați, adică să nu mai faceți nimic, efectiv. Nu, nu era greu să... Nu, la noi nu mai era de urcat, era vorba de să ajutăm lotul. Să ajutăm lotul per total. Cantitate. Exact, cantitatea, da. Exact, și a contat da, cantitatea voastră, până la urmă a contat. Să facem ceva, să mai prindem... Îți aduce aminte când am zis, dar eram terminați, eram... Băi, eu n-am văzut. Foarte... Adică câtă muncă a fost acolo, bine, lumea poate știu pescarii și... Avem poze, Alex, din Africa acolo, cu un crap din Africa, cred că și un drill avem ceva. Mi-aduc aminte... Dar cu Teo, aia e poza cu Teo? Da, poza care? Din asta e, da, asta eram la început, cred că eram. Da, că aveai ochii bine, erai bine la ochi. Aici eram, după zici că eram da, după erai transformat. Un gutoi de vin. Da. După chiar puteam să zic că sunt după... Cine nu știe, acolo s-au mâncat numai fructe,
pe stand, adică nu puteai să mănânci carne sau să... Nu puteai, efectiv, de la căldura aia, dacă mâncai... Păi, dar ziua aveam 40 și ceva de grade și noaptea 15. Nu, e o climă adică care... O da, n-am înțeles, n-am întâlnit. Dacă ești acolo și... practic o ăla este, dar l-aștept și la mine aici, pentru că văd că este un delay destul de măricel din partea lui Facebook. Da, zicea Emil, e clima de așa natură, nu... Deci nu... Nu, Cătălin, îți dai seama că numai noi stăpânim șmecheria. Sunt și ăștia, zice Borcan. Voi credeți că numai noi românii stăpânim șmecheria? Nu, nu. Adică șmecheria cum ne-a fenta rușii, ascundeau peștii pe sub apă și să... Da, ăsta e... Acum revin, ăsta este crapul de Africa. Erau crapi foarte mici, am avut o medie mică, am avut o medie de 2 kg. Mie mi s-a părut o muncă ca o furnicuță așa, ca o furnicuță pas cu ce pas. Ce părecle ne-ai pus tu atunci, ați mai Messi și Ronaldo. Eu că atunci când ați fost pe final, mi-au cam aminte, vă filmam din stand și mă bucuram, erau 20 minute și Emil mi-a zis, bă, gata, termină că nu e, nu e gata. Și la un moment dat, nu, o oră, mint, o oră, zice, Andu, hai mai facem o mămăligă. Bă, mă, și mă uitam cât au muncit amândoi. Eu zic, bă, nu se poate, eu cred că zice la mișto. S-a mai pus de o mămăligă. S-a făcut mămăliga în 10-20 de minute, un sfert de oră, instant, s-a frământat tot, s-a dat drumul la treabă. Că nu se mai prindea, arată, la un moment dat se tăia, se treaba. Cam cât aveam. Nu, că nu făceam în toată, dar... Nu, da. Munca care era. Munca și se făcea pe jos și improvizații și... Păi da, a fost multă improvizație acolo. Multă improvizație, deci ideea e că, cum să spun eu, ca și la, iară zic de fotbal, s-a jucat fără apărători. Într-o finală în care... Da. Nu mai bombardieri, ce a fost acolo, adică eu ce am văzut... În condițiile în care... Noi am ajuns acolo și am văzut că unde s-a făcut practic tragerea au fost și livrate echipamentele țărilor mai dezvoltate. Mai dezvoltate, de, da. Da, cu containere și cu toate cele. Da, venea lumea cu containerul. Acolo da. Am văzut containere, nu, mă exprim greșit containerele, niște, și cum să le zic, nu știu, niște cutii imense de... Da. 2 pe 1 gen erau, care erau pentru fiecare țară, care și-au făcut exportul de nadă, și-au trimis ei fiecare cu actele necesare, a fost o întreagă... Că nouă inițial ne s-a spus că nu se poate face export de nadă, de nimic, mâncare, nici de animale, nici de neanimale, nici de nimic. Da. În fiecare zi furtună, da, Alex? Da, aia puțin zis furtună, aia era uragan, ciclon, nici nu știu ce era, că eram, practic se întrerupea activitatea sportivă, ne retrăgeam la mașini, la bază și ce să și mai din zic? Căldura aia erau 40 ceva de grade și umezeală, începea o ploaie și tunete. Să nu uitați să reveniți în participarea la concursul organizat de noi pe pagina noastră, voucher acordat de Vasile Baboieru la magazinul Baboieru în valoare de 300 de ron, va lua sfârșit pe finalul live-ului unde vom face extragerea live, așa că v-aș ruga să fiți cât mai mulți urmăritori în live. Să facem. Era o întrebare mai devreme de la cineva. Frumoasă. Da, era întrebarea cum, care, unde este secretul, campion? Da, secretul... care este secretul să devii campion național sau mondial. Din punctul meu de vedere, nu știu dacă este un secret mai mare decât ambiția, devotamentul. Muncă. Și... Antrenament, muncă. Și contează foarte mult acum. Chimia. Revenim la întrebarea lui Gabi Tomulescu pe care ți-a pus-o. Chimia între... Colegul de echipă. Team play-ul, strategia da. de se pescuit. Se complică... Nu știu dacă există treaba. Un secret, anume ca să poți să devii campion național sau mondial. Nu cred. Nu știu, poate pentru mine a contat foarte mult ambiția mea de a învăța. Dacă este complicat în a pescui cu două persoane, da? În trei, practic. Gândiți-vă ce înseamnă să pescuiești în 9 sau în 10. Practic 6 pe care pescuiesc și 4 în spate. Da. Și să funcționeze aceeași... Gândiți-vă așa și ideile lor. Corect. Ca să iasă o linie dreaptă, e greuț. Aici eu trebuie să recunosc și să spun că tu ai fost o locomotivă a lotului nostru. Nu, dar a contat foarte mult. Și te ai încrederea în sine și... Alex, da. Câteodată mai intră și gemenii.
Nu, no, nu e cazul. Nu e cazul. Nu, frații gemeni, i-am lăsat. Știi el ce zice, nu? Nu e cazul. Nu ai cum altfel. Părerea mea. Asta e părerea mea. Andu, cred că la mine se referă Cristian Popa. Andu, întreabă-l pe Babi dacă în seara aceasta face pe Moș Crăciun. Văd că s-a îmbrăcat, nu știu cum, l-am citit și eu. Da, Vasile, cred că s-a înghețat un pic de frig afară acolo. Voi vedeți. Noi am avut organizată și o petrecere de lansare a emisiunii care s-a întârziat. Eu am avut în plan să se termine la 7 și un sfert, 7 și jumătate când intrăm noi în live. Dar se pare că băieții, invitații și susținătorii acestui podcast s-au simțit bine. Toți sponsorii s-au simțit bine, da. S-au simțit super bine. Super ok. Mâncare bună, băutură bună, mâncare am avut de la Casa Angus, am avut de la restaurantul unguresc cu specific unguresc de la mama lor de acasă, Dona, am avut de la Vinarte, un vin deosebit, chiar vinul Bolovanu, acest vin roșu, nu știu dacă mai avem sticla aici, cred că s-a consumat și nu una, vreo două sau trei sticle, foarte bun. Deci totul a fost la superlativ. Mulțumim tuturor pentru prezență. Ce să zic, a fost superb. Cu drag Cristian. Cristi. Da, vreau să vă mai anunț. Mai avem un premiu în dezbatere în acest live. Vreau să-mi spuneți ce meserie are somelierul nostru. Primul care va răspunde corect la întrebare va câștiga acest tocător și un desfăcător de vinuri de la Vinarte. Unde tu te rog de acolo? Deci, încă o dată întrebarea. Ce meserie are somelierul nostru? Auzi pe Alex cuțitar. Strungar, cuțitar. Alex Alexandrescu, foarte atent. Mulțumim că ai urmărit acest podcast. Atent, foarte atent. Nu l-am mai văzut de mult, Alex. Sunt ale tale. Mai este aici Bobby. Mai Bobby. E Bobby? Da, este. Să vină aici. Bobby. Bobby. Încă mai este aici Bobby. Bobby, deci chiar la 4 ace și-a dat gecuța jos. Bobby ne-a lăsat fără vin, ne-ai lăsat fără vin, deci fără... S-a câștigat în direct premiul oferit de tine. Așa. De către Alex Alexandrescu, care a fost colegul nostru de echipă, a fost capitanul frumos. Nostru. Se pare că a urmărit emisiunea de la cap coadă și a răspuns primul, cu țitar, strungar, le-a pus pe toate. Aoleu. Da. Da, strungar n-am fost, doar facuțite. Mă bucur că ai ajuns la un pescar. Acum ce să zic, o să ai cu ce să tai slonina pe gârlă, eu știu. Da, este un pescar care anul ăsta ne-a fentat. Ne-a cam fentat, dar nu prea l-am mai văzut pe nicăieri, doar pe stadion, la Rapid, la un meci, două, nu? Băi, dacă revin la pescuit, îl invit să-i fac un cuțit și o să-i dau și rețeta să câștige toate concursurile la care participă, locul întâi. Nu știți rețeta? Asta a dat promisiune. Nu știți rețeta? Nu știu. Cea mai bună rețetă? E un cuțit de la mine, da. Te duci la concurs și tai firele la concurenți. Ah, bună asta, da, asta, da, bravo, foarte bună. Sigur că știi lumea, n-ai cum altfel. Felicitări. Mulțumim. Câștigătorului. Cum felicitări, Alex. Ți le voi înmâna chiar personal, te aștept la mine acasă. Dar arată foarte la bine. La mine în podcast. Puțin invidios pe el. Da, este miez de nuc. Este mijlocul din trunchiul de nuc. Mișto. Da, e din două culori. Probabil dacă are nevoie de detalii, Alex, să știi că îi transmit cu drag numărul tău de telefon, să poți să-i dai toate detaliile necesare. Mulțumim, Bobby, mulțumim frumos! Înainte de a încheia, da. Am și eu un cadou pentru voi. Ah, da. Da? Deci nu pot să cred că ai venit în prima emisiune cu Bila, care ți-a adus primul pește din viața ta de 30 de kilograme plus. Deci sunt aceleași bile care am pescuit la bată, da? Da, astea clar. N-am rămas. Clar. Mulțumim frumos. Da. Cereal Boilies. Opa! Se vinde. Da. Trage. Da, trage, e clar. Trage, mulțumim. Mulțumim mult de tot. Deci, e clar că punga asta o păsesc pentru la Balaton anul ăsta? Acum nu știu, treaba ta. Să sperăm că pot să ajung anul ăsta la Balaton datorită intervențiilor chirurgicale pe care s-ar putea să le sufăr peste ceva timp.
poate nu să trec cazul, cu bine, poate nu e cazul, să dea Dumnezeu să fie bine, și să, da, să-mi revin la operație. Încă o poveste, da, mică vreau să închei acum, că... Păsările alea, da, da, Cătălin, păsările alea, știi tu secretul. Când l-ai împărtășit, îmi aduc aminte când am ieșit din curte de acolo, ne-ai zis, face mătușu Fenta. Da, 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 da. Și am mai spus Emil una, mi-aduc aminte, mai și nu o să uit toată viața mea. Am ajuns la Balaton, am ajuns la Tihani acolo la început. Nu, Emil n-a făcut un concurs, a ținut să facă cadou bilele, direct, da, nouă, da. Mul- și mulțumim. Oh, da. Da. Am ajuns acolo la Tihani, mi s-au doar revistele. Eu asta nu o să uit, adică sunt niște chestii, cum să spun eu, nu e nimic întâmplător. Uite, îmi pare rău că n-am revista, da. Am revista, revista acasă, la dar IBCC pregătită de anul ăsta. Și Emil, la jumătatea revistei, avea o poză mică cu un pește prins de el. Și eu mă uit, zic, mătușu, cum îi spun eu, Emil. Asta de anul trecut. De anul trecut, revista. Da, revista de anul, da, trecut. De anul ăsta, mă, de anul trecut. De anul ăsta, de anul ăsta. Și zic, uite, Emil, e poză cu tine, zice, da, Jean, e poză cu mine, zice, da, la anul. Înainte de concurs asta, nu se știa că o să prindă pește mare, nu se știa nimic. Chiar când am ieșit din cazare, n-o să uit faza, zice, la anul, a fost fugitivă, fugitivă, ta, faza, zice, la anul o să fii pe prima pagină aici, o să mă vezi. Genele! Și eu, da, genele, tu o să mă vezi pe prima pagină aici, la anul. Și după aia, când mi-am realizat că a prins peștele ăla și, de fapt, chiar o să fie pe prima pagină, da, adică, și cum e, bă, viața nu neapărat, nimeni, da, nu neapărat, nu neapărat, po, da, în general, da, dacă îți dorești ceva a fost și... primul pește din istoria Balatonului, da, prins de peste 30 de kilograme. Da, s-a scris istoria, adică... Corect, în concursul lor. În concursul lor, în IBCC. Da. Corect, da, 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 da. E o performanță... Ne poți, în câteva cuvinte, să ne descrii drill-ul, momentul în care a tras peștele ăla. Știu că a fost primul pește din competiția al vostru după câte ore, da, de așteptare, da, da, fără nicio trăsătură. Cam știu că vorbeam amândoi. Cam 48 de ore. Deci după 48 de ore, fără nicio trăsătură, primul drill la 8, a fost la 8, un 30 la 12, plus. Nu, hai să spun 42 de ore, adică de, având experiență și mai... Salut, salut Andrei Constantinescu. Mai... Te pupăm și noi și Emil, acolo te salutăm. Salut, să trăiești. Salut, și Teo. Salut. Uite și pe Mirea. Mirea a fost tot timpul cu noi aici, l-am văzut. Mirea îi dă Mirea sabia lui Spuitorul ca să câștige Alex. Mirea Florin, te salutăm, colegul. N-ai vrut să fii prezent alături, salut, de noi. Salut, Florine. Scum la vedere, nea Florine. Da. În sfârșit. Oricum, mulțumim că ești alături de noi. Închinăm un pahar de vin roșu. Dacă ai putea să ne descrii și tu într-un comentariu, că văd că îți place online-ul, cum a fost drill-ul cu peștele de 30 de kilograme? Păi ne povestea Emil, că ne povestea Emil. Ai fost cu Emil, nu, în... las, el are varianta asta, lui. Îi las puțin asta lui Florin și am dus să o povestească. O citim noi, o, da. Te rog, Florin, scrie-ne într-un comentariu drill-ul cu peștele de 30 de kilograme, salonta de 30 de kilograme. Uite, chiar îmi pare rău. Dacă, până la urmă, Alex, Mirea știu că a făcut drill-ul, nu? Mirea a fost la, la lansetă. Da, la lansetă, da. Corect. Chiar poza lui Emilian Paraschiv de... de spune poate cineva, povești mari de la oameni mari. Foarte frumos. Andrei Constantinescu, da. Foarte frumos. La, de la Claumar. Partener Claumar. De fapt, nu partener. Voi sunteți mai mult decât parteneri, sunteți prieteni, sunteți ca frații Andrei, nu? Corectează-mă dacă greșesc. Poza de profil al lui, poza de profil al lui Emilian, da, e cu peștele acela de 30 de kilograme. Să nu vă fie rău de la vin, nu. Nu, că... Să vede ceva acolo? Nu, nu, e... nu, nu, e ce trebuie. Suntem ok, adică păstrați un parci pentru mine. Păstrăm, nea Florin, te rugăm să continui în comentariu. Asta, da, este asta peștele este de peștele. 30 de kilograme. Dar poza de la IBCC nu, nu ai? Asta e. Asta, asta este. Asta e? Da. 30, da. Uite, uite. Da. 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 Nea Florin este acel domn tinerel cu mustață. Cu picioara lui. Da. Pana corbului. Mi-aduc aminte de Nea Florin când a venit odată la voi, erați pe... Moara Vlăsiei, mai exact. Da, da, mi-aduc aminte. Cred că era Cupa Verii sau Primăverii. Toamnei. Sau Cupa Toamnei. Era, era fric, era fric. Era un era concurs frică mare și acolo am și am văzut... fost noi doi. Noi doi am fost, fierți, da. Ți-a ce aminte? Eram... Și trage primul pește, erai tu în drill cu el. Nu știu dacă îți mai aduci aminte exact, Emil, dar eu mi-aduc aminte perfect. Și eu la fel, tot. Am imaginea și trage primul pește, ești în drill tu cu el. Pac, pac, frumos.
spui clar, e ce trebuie. Puf, pleacă și a doua. Sare Nea Florin, repede, pa, chiar și Nea Florin. Mamă, și ăsta cred că e ce trebuie. Bă, ce trebuie venea. Da, venea numai da. Ce trebuie, venea da. Greu. Venea am venit noi acolo, am venit noi acolo și venea venisem ce trebuie. Venisem noi cu norocul. Venisem noi cu norocul, da. Nelu dormea în pat, ți-a ce aminte? Era în chiloți. În chiloți era Neluțu. Dormea, dormea dus. Zic, Nelu, nu-mi permiteam atunci, nu ne cunoșteam foarte bine. Bine, nu i-am zis domnul Nelu, dar i-am zis Nelu. Nelu, da. Nelu, zic, te cheamă colegii, sunt în dublu drill. Hai bă, lasă-i pe aia că se descurcă din somn așa e. Bă, zic, nu, sunt amândoi în dublu drill. Zic, Emil a plecat spre standul 1 și Nea Florin cred că se duce după el, cu doi pești diferiți, doi pești mari. Băi, lasă-mă, acum când dorm și eu și s-a trezit Nelu, a ieșit în kilos pe ponton și v-a văzut că erați stânga-dreapta. Da, nu... Atunci mi-aduc aminte de Nea Florin, câtă dexteritate, cât rafinament, ca să zic așa, da. Într-un drill. Da. Ce... Domnul Mirea are un stil aparte de a face că avea o vioară în mână, mă jur, zici că avea o vioară în mână. Da. Pe bune vorbesc. Da. Iar o să râdă borcan de mine sau să zică ceva, dar... Are și câteva sute de mii de drill-uri. Nea Florin? Da. Dacă mi-aduc aminte are bine... Are o finețe aparte. Poate milioane, nu știu. Mai are cumva vreun pește de 30 de kilograme, Nea Florin prins? Nu, avea cel de pe corbu? 29. Nu are 30. Deci nu are. Dar are acum 30 e istorie, ăsta e. Cu noi. Da. Recordul la vezi toți. Cu 22, cu Dan și cu... Dar cum e să aveți atâtea recorduri împreună? Aceeași echipă? Aceiași parteneri? De atâția ani? De câți ani faceți o echipă? Timp e, e o viață de om. El nu, el era cu noi de când ai fost și tu. De adică când, aproximativ undeva la 6 ani. Cu Sărulești atunci. Uh-huh. Atunci ne-am în transmisie, ca să zicem așa, să intervină. Să nu vorbesc prostii. Dar cu Nelu? Cu Nelu de când nu știu. De la început. Cu Nelu am fost la Liber, la Sacoșe, cum ar veni și la toți, știi? Dar la Sacoș, unde e nivelul lui Cătălin Borcan la Sacoș? Nu știu, că n-am fost împreună. El era cu sacul. Era cu sacul de rapie. Era cu sacul. Deja era la alt nivel. Nu știu, da. N-am fost împreună, dar ce mi-a povestit, el n-avea sacoș, el avea saci. Cătălin, că văd că ești cu noi. Ce saci aveai? Cam rafie. Rafie de... Codiță, da, Alex, codiță, 29 de kilograme pe corbu. Cred că l-a prins atunci, era cu Finu, da, cu Mitrix. A scris cineva? Cu Mitrănescu. Ceva frumos, iară văd aici, pești. Un ADN, replying to Alex Tresu. Alex Tresu. De rafie, uite. De rafie. Rafie, da, rafie, rafie de aia... Bună. Sau poate venea acum fac și eu o paranteză. Hai Cătălin, spune poate cu vorbele tale. Poate venea cu cearceaful tale. După el, nu? Sați, cu cearceaful, cu... L-a lovit frumos. Da. Alex, ne pregătim și noi să facem extragerea câștigătorului. Dacă a întrebat cineva. Din concurs. Deci punem stop concurs la voucherul acordat de Vasile Baboieru. Un voucher în valoare de 300 de lei. Pe care îl voi înmâna personal câștigătorului, în cazul în care este din zona Bucureștiului, Ilfov. Te rog, este ok, poți să-i dai start. 3, 2, 1. Start. Iar câștigătorul... ADN! ADN, felicitări! ADN, felicitări! Bravo, ADN. Felicitări! Mulțumim pentru participare! Sper că ești online. Dacă nu ești online, voi reveni eu, cred că mâine, cu un răspuns către tine. Te rog, Alex, faci și un screenshot. Mulțumim frumos! Mulțumim, Adi! Mulțumim tuturor că ne-ați urmărit în seara asta. A fost o primă ediție, a fost un prim podcast. Am fost puțin... Se poate să fi avut și noi emoții la început, dar... Pentru prima emisie.
Dar pe viitor vă asigur că vom avea foarte multe emisiuni interesante, de altfel cu povești frumoase, povești pescărești, povești din viața reală, pentru că foarte mulți pescari de competiție sau pescari de plăcere nu sunt doar pescari și pot fi oameni cu renume, pot fi patroni de firme mari, pot fi avocați, pot fi contabili, oameni simpli, sunt și oameni simpli, oameni care fac asta de plăcere, oameni care fac asta dintr-un sacrificii interes. Sacrificii care fac pentru pescuit. Eu în acest podcast voi avea invitați absolut toate genurile de pescari. Pentru că vreau să aflăm cât mai multe secrete din partea fiecăruia, pentru că fiecare pescar și fiecare om are secretul lui. Are plăcerea lui de a povesti ce fel vede pescuitul și cum abordează el o partidă de pescuit. Cred că este interesant pentru toți să știm cum vede fiecare, din punctul lui de vedere, o partidă de pescuit, la plăcere sau chiar și competițională. Eu vă mulțumesc. Ia să mai citim acolo. Monica Badea, felicitări Andu. Emil Paraschiv, felicitări pescar de top. Crăciun fericit. Mulțumim, Monica. Te pupăm. Felicitări și ție pentru anduranță, pentru toate rezultatele obținute de tine în toate competițiile la care ai participat. Corect. Ești femeia noastră de aur. Ești doamna noastră de aur. Corect. Și poate într-o emisiune o să invit și... Avem foarte multe fete, da, pescărițe foarte bune. Cu rezultate, bineînțeles. Da, sigur că da. Și fetele și pescărițele noastre o să fie invitate la podcast. Chiar sunt curios să am invitată un pescar cum ești tu, Monica. Vă mulțumim frumos. Vă mulțumesc și vouă, colegii. Și eu vă mulțumesc. Cu drag, o să ne mai vedem sigur împreună. Vreau să facem o emisiune specială, Emil, pe tema campionat național, campionat mondial Serbia, campionat mondial Africa și chiar și balatonul, unde am obținut rezultate împreună. Noi mai mici, voi mai mari, dar le-am obținut împreună. Pentru România. Același grup, aceiași oameni. Corect. Și cred eu că contează foarte mult asta. Da. Sigur. Vă mulțumim frumos, vă dorim o seară frumoasă, sărbători fericite. Crăciun fericit, sărbători fericite. Vă mulțumesc că ați fost într-un număr destul de mare alături de noi, chiar pot să zic 23 decembrie, ajunul Crăciunului. Apreciez și vă mulțumesc încă o dată. Doamne ajută, Crăciun fericit. Seară bună. Numai bine, sănătate.